A numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeu, slavă ție, împărate ceresc. Mângâitorule, Duhul adevărului care pentru tine și toate le împlinești. Vistier de bunătate, dătător de viață. Vino, Doamne, la noi și să lăsăște noi și ne curățește pe noi de toată spucăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, mâniți pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, mâniți pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău. Vii împărăția Ta, fac-se-n voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Să nu-L duce pe noi în ispită, ci nici de vestit cel viclean. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o adevărul Tău, auză-mă într-o dreptate. Să nu intră judecată cu robul Tău, că nimeni din cei drept nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul, prigonește sufletul meu, viața mea o calcă în picioare. Făcut-o mă să ocuiesc la întuneric, că cei de veacuri morți. Mâhnice Duhul meu în mine, sinea mea încremenită înăuntru meu. Adus-mă în aminte de zile și început și am cugetat la toate lucrurile Tale, la faptele mărurilor Tale m-am gândit. Am întins către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ fără de apă ție. De grabă auzi-mă, Doamne, că au slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asamăn celor ce-ți pogoară mormânt. Fă să aud dimineața mea la Ta, că la Tine mea de zi, arată în calea în care să merg, că spre Tine îmi ridic sufletul meu, scapă-mă de vrăjmaș. Că la Tine red, Doamne, învață-mă să fac Ta, că Tu ești Duhul Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va pozi la pământul cel drept. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum să pururească în vieții viitor. Amin. Cuvenință cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare, Născătoarea pururea fericită, prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai sfinte că serofimii și mai mărită fără de asemnare, decât să la fimii care fără săcăciune pe Dumnezeu, cuvântul născut pe Tine, cea cu adevărat Născătoare, de Dumnezeu te mărim. A numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, Doamne Iisus Hristoasă, Maică prea curată cu toți sfinții martiri, care s-au șansit pentru neamul nostru românesc, cu toți sfinții care se află în țară și pentru tinerea, miluiți-ne pre noi. Amin. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Îmi sunteți dragi! Dați-mi Dumnezeu, Dumnezeu să putere, că eu nu mai am tot puterile mele. Dumneavoastră sunteți cei care înțineți candela mea. Uscată care m-a adăpat cu dragostea dumneavoastră. Bine v-am găsit și Hristos este mijlocul nostru. Este și va fi. Ne bucurăm că suntem împreună la o nouă întâlnire dedicată Sfinților Închisorilor. Ne bucurăm că împreună cu Sfintele Moaște, care au mai fost aici spre închinare, au venit și Părintele Valerian, care a pătimit 24 de ani penitențiile comuniste, dar și doamna Zoe Rădulescu. Mama era însărcinată în închisoare, au scos-o să nască și ea, până la un an și ceva, a trăit în închisoare. Adică bebeluș, care a cunoscut pătimirea încă de la începutul vieții. Întâlnirea noastră este despre Sfinții Închisorilor, pentru că pur și simplu în vremurile în care trăim, în care suntem asaltați de tot felul de patim, de tot felul de poste, în care mass media încearcă să ne spele pur și simplu pe creier, într-o vreme în care, din păcate, foarte mulți, chiar dintre cei care vin la biserică, propovăduiesc prin viața lor un creștinism căldicel, fără a se recunoaște pe ei înșiși ca fiind căldicei, într-o lume în care, dacă vrei să treci pentru Evanghelie, în care vrei să treci pentru Hristos, ești considerat extremist, fanatic, ciudat, etc., Sfinții recenți, Sfinții Închisorilor, ne sunt modele. Întâlnirea noastră va avea câteva părți. Va fi deschisă de doamna Zoe Rădulescu, care este fiica lui Gogu Puiu
șeful rezistenței anticomuniste din Dobrogea. Dacă ar veni o altă formă de comunism în zilele noastre, și de fapt a și venit, dar dacă s-ar pune problema unei rezistențe armate, cei mai mulți, de spaimă, n-ar avea curajul unei atitudini. Dar tatăl ei a condus 15.000 de partizani. Adică oamenii lui Gogucu din Haiducii Dobrogei erau din alt aluat. Cei care au apărat cu arma în mână țara împotriva comunismului sunt eroi ai neamului. Cei care au, dintre ei care au ajuns în închisorile comuniste și au rezistat pe calea rugăciunii, s-au sfințit și unii dintre acești haiduci au ajuns sfinți, noi mucenici și mărturisitori. La sfârșitul întâlnirii vor fi lansate cele două cărți pe care le știți de pe afiș. Una este despre Părintele Iustin Pârvu, Sfântul Mărturisitor Iustin de la Petru Vodă, și a doua din temniță spre Sinaxare despre canonizarea noilor mucenici și mărturisitori, pentru că ziua de astăzi mulți dintre cei care iubesc pe noi mucenici sunt considerați ciudați, sunt acuzați că fac ceva împotriva tradiției. Ori și din această carte veți înțelege că a-i cinsti pe noi mucenici și mărturisitori este o datorie, că Biserica Ortodoxă i-a prăznuit, i-a cinstit pe mucenici din clipa trecerilor la Domnul. Cuvintele mele vor fi scurte sau lungi, în funcție de cum se va simți părintele, pentru că după cuvântul pe care l-a ținut la mănăstirea Cornu, de la drum și de la oboseală mi s-a făcut puțin rău și a zis că s-ar putea să nu vorbească decât foarte puțin în seara aceasta, ceea ce înseamnă că voi lungi eu cuvântul. Aș prefera să-și revină. Păi chiar, părinte, să ieșiți cu Valentin puțin la aer, că poate vă nu, mai reveni. Nu, că mă simt, am aer. Aveți? Bun. Vreau să vă ascult. Păi atunci, Zoe, ai cuvântul. Vreți cuvântul. Mulțumesc. Să vorbiți mai tare, cu un timbru mai... Da, am să încerc. Ca să înțelegeți de ce mă aflu eu astăzi aici, aș vrea să vorbesc întâi puțin despre rezistența din Dobrogea. O rezistență care este unică în felul ei. De ce este unică? Pentru că aici a fost cel mai mare număr de oameni din întreaga rezistență din România. Cred că toate punctele de rezistență n-au însumat 15.000 de oameni cât a însumat Dobrogea. Au avut arme pentru acest număr de oameni, iar Gogu Puiu nu a fost o persoană care a simțit nevoia să se ridice împotriva regimului nou care tocmai se instaura, regimul comunist, a fost ceva mai mult. N-aș putea să vă spun cu exactitate, pentru că îmi lipsesc informațiile, dosarul lui Gogu Puiu nu a ajuns nici astăzi la CNSAS, este încă la documente de siguranță națională. Deci nu am avut posibilitatea să citesc dosarul tatălui meu. N-am citit decât o declarație dată în 1947 în fața organelor de partid, cred, nu neapărat de securitate, când a intrat în țară și a fost condamnat la un an de temniță pentru trecere frauduloasă de frontieră. Trecerea de frontieră era dinspre vest în țară, nu invers. Deci nu fugea din țară, intra în țară. Dar tot a trebuit să facă un an de închisoare. Știu de la un foarte bun prieten al familiei că după ce a ieșit de la Văcărești, Gogu Puiu a trecut prin Constanța, s-a oprit la el preț de câteva ceasuri, ocazie cu care i-a spus că ar trebui să fie pregătiți, pentru că asta se întâmpla la sfârșitul anului 47,
că în 48, în noaptea de 14 spre 15 mai, va fi un val foarte mare de arestări în România și va fi aceste arestări vor da semnalul unei insurecții populare și vor veni americanii. Deci, el trebuia să ajungă în țară, să adune oameni, să îi înarmeze, pentru că aștepta americanii. Târziu am aflat că Gugu Puiu a mai încercat odată să vină în țară, în 45. Costache Papanace nu l-a lăsat, el a plecat fără voie de la Costache Papanace, ajunge în Belgrad, se cazează la un hotel și în barul hotelului are loc o altercație între diversi cetățeni. A venit poliția, i-a arestat pe toți. N-aș vrea să comentez acest episod, pentru că mi se pare extrem de delicat. Deci vă voi povesti lucrurile așa cum le-am aflat și eu, iar dumneavoastră puteți gândi ce doriți și cum doriți mai departe. El este luat și dus în preajma, biroul lui e capitan al serviciilor secrete franceze, care se chema Blondel. Iar acest Blondel îi propune să se întoarcă în vest împreună. Gugu Puiu acceptă să se întoarcă, se întorc și din 45 până în 47 nimeni din comunitatea română nu îl mai întâlnește pe Gugu Puiu. Apare în 47, acolo unde se afla șeful lor, care era Costache Papanace, îi spune că el pleacă în țară, vine, se predă. Deci se predă, nu este prins. Este condamnat la un an pentru trecere frauduloasă de frontieră. Asta se întâmplă în 47. După care este eliberat sau a evadat. Părerile sunt împărțite, documente nu există. Și se retrage în Dobrogea, unde frații Fudulea deja organizaseră nuclee de rezistență armată, deja oamenii veneau alături de ei. De ce vă spun că este puțin deosebită rezistența din Dobrogea față de celelalte puncte de rezistență din țară? În 40, când s-a retrocedat cadrilaterul, din cadrilater, au venit în Dobrogea masiv a românii care veniseră din Grecia pentru că se ducea o luptă aprigă de deznaționalizare a lor și de grecizare, lucru pe care nu l-au acceptat și atunci au venit în România. Și au fost colonizați în cadrilater. Oameni de munte, care nu știau altceva decât să crească oi și din asta trăiau, s-au apucat și au făcut agricultură. Și în 14 ani și-au făcut niște gospodării să le întorci după soare, frumoase și bogate, pe care le-au lăsat, așa cum le-au lăsat pe cele din Grecia, și într-o noapte au trecut granița, au venit în Dobrogea, unde au așteptat să li se dea o casă și 10 hectare de pământ. Au primit, s-au apucat din nou de muncă, a venit războiul, au venit comuniștii, li s-a luat tot, au umplut temnițele comuniste cu ani dați ca și când se dădeau grăunțe porumbeilor, ai cântat Deșteaptă-te române, ia de aici 25 de ani. Ai ajutat familia unui legionar care era închis, ia de aici 25 de ani pentru ajutor legionar. Cam așa funcționau judecata și pedepsele aplicate în urma unei spoieli de judecată. De cele mai multe ori această judecată avea loc noaptea, fără
a fi cineva în sală, ci doar procurorul, ofițerul de securitate și completul de judecată. Să revin însă la români. Deci la ei regăsim niște elemente pe care viața lor le-a săpat adânc în mintea, în sufletul, în comportamentul lor. Și anume, un naționalism foarte pronunțat. De ce? Pentru că ei veneau din spațiul grecesc, unde grecii încercau să-i grecizeze și aici ajunseseră efectiv să se omoare unii pe alții. Pentru a-și păstra identitatea națională, au venit în România. Da? Mai mult decât atât, pe lângă această identitate națională foarte bine conturată, acești oameni aveau un simț al proprietății foarte bine pronunțat. Și, nu în ultim rând, credința în Dumnezeu. Având aceste coordonate, această educație, dacă vreți, bărbații acestui neam s-au înrolat să lupte împotriva bolșevismului care anula tocmai aceste valori în care ei crescuseră și și se dezvoltaseră din generație în generație. Deci, lupta lor era pentru Dumnezeu, neam și țară. Deziderate pe care le mai întâlnim la o unică personalitate a acestui neam, care la fel a înțeles că poate muri fără a trăda aceste idealuri, care a fost Corneliu Codreanu. Deci oamenii s-au adunat, Gogu Puiu a venit și l-au ales șeful rezistenței. El deja cunoștea metoda de luptă de gherilă, cunoștea modalitatea de a crea contacte fără ca oamenii să se cunoască între ei. Deci se duceau doi străini la întâlnire care își transmiteau niște lucruri pe care trebuiau să le transmită mai departe. Dacă unul dintre ei ar fi fost prins, nu putea să spună cine este celălalt, pentru că nu-l cunoștea, nu știa cum îl cheamă, nu știa de unde vine, nu știa, probabil de cele mai multe ori, întâlnindu-se noaptea, nu știa nici cum arată foarte bine, ce trăsături are. De aceea, probabil, nici nu au fost prinși toți cei 15.000. Îmi amintesc că Ion Ioanid, în volumul întâi din Închisoarea noastră, cea de toate zilele, vorbind despre Gogu Puiu, spune la un moment dat că atunci când trecea Gogu Puiu ziua în amiaza mare prin satele din Dobrogea, șefii de post, milițienii, se ascundeau în interiorul clădirii ca să nu fie obligați să spună că l-au văzut. Deci frica era de partea cealaltă, nu de partea asta. Asta a fost în 47-48. La începutul lui 49, securitatea începe să se întărească, dar până atunci Gogu Puiu cu frații Fudulea, cu Gheorghe Filiu, cu oameni din familia Rău, în sfârșit erau destul de mulți, Matarangă, luau arme din unitățile militare, șefii de post le dădeau armele pe care le aveau. Să nu vă imaginați că se duceau, puneau pistolul la tâmplă și luau arme. Nu, nu. Comandanții de unitate îi chemau și le dădeau armele. Ieșau cu camioanele unității din unitate încărcate, camioanele încărcate cu arme. La un astfel de transport se trezește cineva, o santinelă care nu știa despre ce este vorba, trage
și îl împușcă pe Nicolae Mataranga în picior, în fesă, iar Gogu Puiu îl operează în pădure la Babadag, îi scoate glonțul pentru că nu-l puteau duce la doctor și iminența de gangrenă era. Îl operează, iar în aiud lumea se întreba de ce Mataranga nu mai are o fesă. Deci i-a scos partea rănită ca să nu se cangreneze și să moară. Deci știa și măsuri de prim ajutor medical. Ceea ce mă duce pe mine cu gândul că în cei 2 ani cât a lipsit din comunitate și a fost împreună cu capitanul Blondel, el a fost instruit pentru a veni în țară. Durerea mea cea mare este că elitele tineretului nostru din vremea aceea au fost folosite drept carne de tun, pentru că știți situația parașutaților în munți, care erau așteptați de securitate, închiși, luați, arestați, închiși, torturați și omorâți în final. Gogu Puiu, care a fost trimis și aici s-a luptat singur și cu oamenii lui, bineînțeles, dar fără alte ajutoare, așa cum i se promisese. Gavrilo Ogoranu, care, pe care Dumnezeu l-a păzit să nu fie prins, pentru că trebuia să rămână cineva să dea mărturie despre ceea ce s-a întâmplat, și așa mai departe. Lupta a fost crâncenă, dureroasă, încărcată de emoție, de frică, de revoltă, frica din partea familiilor care știau că sfârșitul este aproape și că este absolut imposibil ca niște oameni, chiar dacă aveau câteva arme, nu vor putea lupta cu armata rusească ce se afla în țară. Probabil că cineva se poate întreba sau poate spune că au fost niște idealiști, niște oameni care nu au calculat foarte bine riscul. Nu. Știau foarte bine care este riscul. Supraviețuitorii din rezistența din Dobrogea, cu care am vorbit după 90, ne-au spus, inclusiv Nicolae Ciolacu, care s-a călugărit la mănăstirea Brâncoveanu, la Sâmbăta de Sus, îmi spunea că Gogu Puiu spunea întotdeauna, Gogu Puiu nu va fi prins viu de securitate. Și pentru aceasta el purta un porthard cu niște acte despre care nimeni n-a știut vreodată ce conțineau și o grenadă. Grenada era pentru el. În cazul în care risca să fie prins, el desfăcea grenada, se culca cu pieptul pe ea și termina. Nu avea nimeni ce și cum să scoată de la el. Și lucrul acesta s-a întâmplat și uitați că uneori dragostea, care este unul dintre cele mai frumoase sentimente ale omului, a dus la pieirea celor doi protagoniști. Tata s-a îndrăgostit de mama, mama s-a îndrăgostit de el. Au rămas împreună în ciuda pericolului, pentru că un bărbat de tipul lui Gogu Puiu, dacă ar fi fost singur, putea scăpa mai ușor, cu o femeie care era și însărcinată, era ceva mai greu, dar probabil că ăsta a fost destinul, care s-a împlinit într-o noapte de 18 spre 19 iulie 1949, în satul Cobadin, la vreo 18 km la sud, nu, la nord de Constanța. N-aș putea să vă spun exact. Poftiți? Poftiți? La sud. La sud, nu contează. Satul se numește Cobadin.
În noaptea aceea, ei vreau să se cunune cu preot. Aveau deja certificatele de cununie civilă, de căsătorie, făcute de un notar din Bogălnicianu, care după aceea a făcut vreo 14 ani de temniță pentru acest motiv. Și venea preotul Mihăilescu să-i cunune. N-a mai apucat să vină pentru că pentru prima dată Gogu Puiu și-a călcat regulamentul. Adică a rămas în același loc mai mult de două nopți. A rămas trei nopți. În a treia noapte securitatea a aflat unde este, a înconjurat satul Cobadin, din aproape în aproape a înconjurat și casa în care se afla, s-a tras și dintr-o parte și din cealaltă. Gheorghe Filiu, care a scăpat din această luptă, a scăpat cu viață, îmi spunea că au fost cel puțin 14 securiști omorâți de Gogu Puiu, care trăgea din casă, alergând în toate colțurile casei să creeze impresia că în casă sunt mai mulți trăgători. Era doar el singur, la un moment dat sare pe geam, ultimele vorbe pe care i le-a spus mamei, a spus: ai grijă de copil ca de ochii din cap, dacă va fi băiat, îl vei boteza Hristul. La noi numele copiilor se dădeau după numele bunicilor, tatălui era Hristul, dacă va fi fată, o vei boteza Zoe. Am fost fată. Și a plecat, a sărit pe geam, a tras ultimul cartuș, a fost rănit în picior și de aici se naște legenda. Eu personal n-am crezut și pe măsură ce au trecut anii, mi s-a înrădăcinat pur și simplu faptul că Gogu Puiu nu a murit atunci. Legenda spune că alături de o șiră de fân, de paie, de cocen, de ce era ea, Gogu Puiu și-a desfăcut grenada, s-a culcat cu pieptul pe ea și a murit. Dar în egală măsură a luat foc și acea șiră de paie, să-i zicem. Și de aici încep legendele. Mama a fost confruntată, ea a fost prinsă a doua zi și arestată, a fost confruntată cu un cadavru care era absolut carbonizat. Deci n-a putut să-și dea seama cine era în acel cadavru. Nu existau trăsături pe care să le poată identifica. După aceea, eu am găsit după 90 în arhivele securității, într-un dosar, două adrese din 1954. Deci Gogu Puiu moare în noaptea de 18 spre 19 iulie 49 și eu găsesc două adrese de la parchet către miliția din Cogălnicianu, de Constanța, cu următorul text: căutați, prindeți și aduceți încătușat pe banditul Gogu Puiu. Răspunsul miliției este: am căutat, am făcut și afișaj pe ușa casei, dar banditul n-a răspuns. Deci sunt 5 ani între cele două evenimente. Și mă întreb dacă exista siguranța că Gogu Puiu a murit în 49. Mă întreb de ce îl căutau în 54, după 5 ani. Și mi-amintesc că aveam 5 ani, sau mă rog, 4 și jumătate, când un milițian
care mi se părea îngrozitor de înalt și de negru. Cred că era brunet, dar eu probabil că de frică îl vedeam negru. O să-mi permite să mă așez. Când mă găsea pe drum, îmi spunea, îmi dădea o bomboană în primul rând și mă întreba, ce nene cu arme doarme la voi în pod? Și îi spuneam că la noi nici în casă, nici în pod nu doarme niciun nene. Că la noi nu existau bărbați, pe vremea aceea toți erau închiși, bărbații casă. Și atunci făcea acel gest pe care vă rog să mă credeți și acum îl am în fața ochilor. Călcâiul rotit așa în pământ și îmi spunea, pui de viperă, uite așa te-aș strivi. Nu vă spun ce frică îmi era de acest om. Copil fiind, eu chiar îmi imaginam că poate pune călcâiul pe cap și mă poate strivi. Drept pentru care, când îl vedeam, îi lăsam drumul, mă duceam pe altă parte, dacă îl vedeam. Sau dacă era în apropierea casei, fugeam repede în casă. Ca să aflu în vara aceasta că acest milițian era soțul unei nepoate a familiei. În sfârșit, mama a fost condamnată la 3 ani pentru omisiune de denunț. A născut în arestul securității, în spital, dar cu gardă de securitate la ușa salonului în care se afla. Am fost duse împreună la Mislea, era iarnă, frig, am fost transportate cu o dubă neîncălzită, că doar nu era să ofere condiții comode unei bandite și copilului ei care trebuia să și moară, de fapt, de ce să trăiască, să avem noi niște neplăceri cu el mai târziu. Și am ajuns, uite ce nu avea, nici nu știu cu ce mă înfășurase, probabil că și-a rupt ceva din haine, din... sau i-o fi dat vreo asistentă de milă, ceva, n-am aflat niciodată și n-am aflat pentru că acum sărim prin etapele, mama a murit când eu aveam 6 ani și jumătate. Deci este absolut imposibil ca eu să fi putut sta de vorbă cu ea, să-mi povestească cum a trecut peste acele zile de după naștere. Și la Mislea am ajuns foarte bolnavă. Și îmi povestea după ani Aspazia Oțel că se scurgea viața din mine de la un ceas la celălalt și atunci mama, disperată, s-a dus la Aspazia și i-a spus, te rog frumos, fă ceva și botează-o, că nu vreau să moară nebotezată. Și atunci mi-au făcut un botez de urgență, dar aveau anafură și apă sfințită. Și cu ajutorul lor mi-au făcut un botez de urgență, cum vă spuneam, și ca prin minune, de la zi la zi, am început să mă însănătoșesc fără niciun fel de medicamente, fără hrană, fără... Am stat 1 an și 4 luni în arest la Mislea, lângă mama. De la 1 an la 1 an și 4 luni, comandantul Vișinescu a dat ordin să fiu scoasă de la porția de mâncare pentru a o obliga pe mama să semneze actele de trimitere a mea în orfelinat. Cu promisiunea că atunci când va ieși, se va spune la ce orfelinat să mă caute. Tehnica era aceea de a pierde copiii, pentru că târziu, după 90, m-am întâlnit cu o doamnă din Galați și acum o am în fața ochilor, care atunci când a auzit că eu sunt născută în închisoare și că totuși știu și îmi cunosc identitatea și m-a întrebat cum am ajuns eu în familie, pentru că și ea a născut un băiat în închisoare
pe care îl caut, mi-a spus, de 42 de ani și nu reușesc să-l găsesc. Deci asta era tehnica. Să te ducă și să ți se piardă urma. Mama însă nu a acceptat acest lucru și la un an și patru luni n-aș putea să vă spun cum. Din punct de vedere al formelor legale, dar am ajuns acasă cu o doamnă care fusese arestată pentru că s-a opus colectivizării și a făcut, nu știu, un an, câteva luni, nu mai știu exact. Era din Fetești sau și i-a spus, mame, mai ia, mă duce în Cogălniceanu și dacă va găsi pe cineva din familie, pentru că probabilitatea să fie toți arestați nu era de neglijat, mă va lăsa în familie, dacă nu, mă va ține la ea. Și a zis, am 7 copii acasă, ce vor mânca ai mei 7, o să mănânce și a ta. Și tu când te eliberezi, dacă nu o găsești la Cogălniceanu, înseamnă că e la mine la Fetești. Deci să stai fără grijă. Am ajuns la Cogălniceanu, unde am fost primită de, în prima dată m-a luat unul din frații mamei, după aceea am ajuns în, la bunica paternă, mama tatălui meu, și acolo am rămas, am crescut și am trăit alături de familia tatălui meu. Acolo a venit și mama când s-a eliberat. Și mama a murit stupid în urma unei operații de amigdale. A făcut o hemoragie foarte puternică. S-a făcut o transfuzie de sânge pe care a refuzat-o și în 3 zile a murit. Dar mama cred că era moartă din momentul în care a dispărut tata. Și mi-amintesc un gest pe care mi-l făcea. Mă duceam să o întreb ceva și când îmi întâlnea ochii, mi-a acoperea, îmi punea palma pe ochi. Eu semănam foarte bine cu tata. Și ochii mei îi aminteau de ochii lui și aproape că nu suporta să vadă ochii lui la mine. Mama a fost o victimă inocentă și a cărei viață s-a terminat pentru că a iubit prea mult. Aspazia Oțel mi-a spus să fii mândră de mama ta pentru că a trecut printr-una din cele mai dure anchete și a suportat totul cu demnitate, nu s-a plâns niciodată și mai mult decât atât nu a avut nimic de spus despre nimeni. Și la Mislea mai era o doamnă, mai în vârstă, probabil că dacă mama avea 30 de ani, ea avea vreo 60 și. Era mama fraților Perceli, amândoi erau doctori radiologi. Când au început arestările, s-au ascuns, securitatea nu i-a găsit și atunci, ca să aresteze totuși pe cineva din familie, au arestat-o pe mama fraților Perceli, care n-avea nicio vină, biata femeie, decât că era mama lor. Și îmi spunea Aspazia că se retrăgeau amândouă într-un colț, când simțeau nevoia să plângă, plângeau și vorbeau în limba lor, după care, după ce se linișteau, veneau din nou la muncă și se apucau să facă ce trebuia să facă. Deci primul meu an de viață a fost petrecut între zidurile mucede de la Mislea, din interiorul cărora am înțeles că n-am prea ieșit, pentru că atunci când am ieșit eram foarte mirată de vântul care bătea și vroiam să-l prind. Eram mirată de flori, de păsări, de toate lucrurile acestea care pentru mine erau absolut noi. Iar contactul meu cu prima felie de pâine a fost tragic. Pentru că în momentul în care mi s-a dat
o felie de pâine, eu am aruncat-o, că nu știam ce este. Până atunci nu mai văzusem pâine. Probabil că vi se pare de științifico-fantastic. Dar așa era, și am cerut mămăligă. Mi-au făcut o mămăligă așa cum se face într-o casă normală. Am mâncat ceva mămăligă, probabil de foame, dar nici aceea nu era ca turtoiul meu din, de la Mislea cu care eram eu obișnuită. Deci un an, un copil de un an și patru luni care să-și dorească turtoi și nu pâine, sau mămăliga normală, este tragic. Este tragic. Și vă spun acest lucru pentru că voi aveți puterea să împiedicați să se repete aceste lucruri. Pentru că văd că sunteți destui tineri aici care puteți să fiți atenți la noi și să doriți să învățați. Vreau să vă spun că a fost o perioadă groaznică. Îmi amintesc, deci crescusem, eram deja mărișoară și îmi amintesc că era lumea îngrozită efectiv, pentru că noaptea veneau gazurile. Așa se numeau mașinile, gaz. Ale securității măturau cu farurile și spărgeau întunericul satelor și arestau. Arestau pe capete. Dimineața satele erau înjumătățite de bărbați. Nu mai erau bărbați în sate. Rămâneau doar femeile cu copiii. De cele mai multe ori, în funcție de gravitatea politică a bărbatului închis, nevasta nu avea sau avea voie, în cele foarte puține cazuri, avea voie să muncească. Celelalte nu aveau voie să muncească. Și trebuia să moară de foame. Am trăit din milă publică. Mulți ani. Și acum îmi amintesc că în fiecare toamnă, cam pe vremea asta, cineva venea și punea un sac cu făină pe pragul ușii noaptea, cu un bilețel, să-i lase mama adoptivă sacul gol pe scară ca să și-l poată lua în a doua noapte. Nici acum nu știu și nici mama n-a știut vreodată cine era persoana care ne aducea acea făină. De ce? Pentru că îi era frică să nu primească 25 de ani la ajutorul legionar. Bărbații care au fost închiși au trecut și ei prin furcile caudine. Au fost călcați în picioare. Au fost jigniți, batjocoriți, bătuți. Ce să vă spun? Dar întrebându-l pe unul, se numea Garofil. Nu-l voi uita pe omul ăsta niciodată. A intrat la 19 ani în închisoare și a ieșit la 39. Și l-am întrebat, cum ai fost torturat? Și parcă-l văd, a zâmbit și mi-a spus, am fost umilit odată atunci când am fost torturat. Tu crezi că mă voi mai lăsa umilit odată povestindu-ți ție? Iar tatăl meu adoptiv și fratele mai mare al tatălui meu, care au făcut fiecare câte 10 ani de închisoare, zi în zi, i-au făcut, mi-a spus că ei n-au fost torturați. Niciodată. La început am crezut, după aceea când am aflat că n-a existat unul care să nu fie torturat, m-am gândit că tot această hiperdemnitate a lor i-a împiedicat să vorbească despre torturi.
Dar târziu, unchiul meu, fratele tatălui meu, care era profesor de meserie, s-a trezit într-o noapte plângând, de fapt visa și plângea, m-am dus, l-am trezit, l-am întrebat ce se întâmplă și printre lacrimi și suspine mi-a spus că a visat că a fost arestat și mi-a spus dacă mi s-ar mai întâmpla o dată, n-aș supraviețui, m-aș spânzura, n-aș mai putea să trec încă o dată prin ce am trecut. Ca după mulți ani să-mi spună Aspazia Oțel, care a fost bătută la tălpi până când s-au desprins tălpile pantofilor care era încălțată. A spus, dacă mă mai băteau odată la tălpi, cedam. N-am îndrăznit să o întreb cum ar fi cedat, în ce ar fi constat cedarea. Pentru că această femeie care și acum, la 90 și ceva de ani, când ajunsese așa o mânuță de om, avea o putere psihică extraordinară, m-am gândit că cedarea ar fi fost ceva care, despre care ea n-ar putea vorbi și că a avut grijă Dumnezeu de ea să n-o ducă pe pragul cedării. Aș vrea să vă mai vorbesc puțin. Nu să vă vorbesc despre torturi, nu să vă vorbesc despre Pitești, despre care bănuiesc că știți. Aș vrea să vă vorbesc despre un alt fragment din chinurile aplicate legionarilor și doar celor din rezistența din Dobrogea le-a fost aplicat acest tratament. N-aș putea să vă spun de ce, pentru că motivele nu sunt trecute în dosarele securității. Într-o noapte de martie, cred că 12-3 martie 1950, au fost încărcați în dube 120 de oameni, cifra variază. Eu așa am aflat de 120. Mai nou, ăsta, Marian Oprea, mi-a spus că... Nu Marian, Marius. Marian e altul. Marius Oprea mi-a spus că el a găsit în arhivele securității 79 de oameni, dar atrocitatea în sine nu constă în numărul oamenilor. Putea să fie unul singur. O astfel de atrocitate nu poate fi aplicată unui om. Deci i-au încărcat în niște dube, după care i-au suit într-un tren, tren care s-a plimbat prin țară pe linii moarte, ca să nu-i vadă nimeni. În acest tren, acești oameni, care erau toți tineri și frumoși, și vă spun, nu este un eufemism, că mă uit la poze și mă întreb cum puteau fi toți atât de frumoși. Probabil că era o frumusețe care venea din interior. Au fost plimbați, deci, în trenurile acestea, fără să li se dea un strop de apă sau o fărâmă de pâine sau de ceva, de mâncare. Și au murit în compartimentele în care erau. Voi intra în niște detalii, poate neplăcute, dar vreau să le spun, chiar dacă sunt vulgare. Și-au făcut necesitățile acolo, pe loc, pentru că nu aveau voie să plece din compartimentul respectiv. Au murit, morții au rămas acolo, lângă cei care au supraviețuit. Deci, vă puteți imagina cei care au supraviețuit în ce condiții
au supraviețuit câteva zile. Cu camarazilor morți, plini de mizerie în jur, ei plini de mizerie, înfometați, dezorientați, înfricoșați, pentru că ești om și nu se poate să nu-ți fie frică. Iar ultimii au fost împușcați undeva lângă Timișoara. Se pare că era undeva lângă Lugoj, se numește Pădurea Verde, nu știu dacă este așa sau nu. Tot Marius Oprea îmi spunea în iarnă că a descoperit el că s-a făcut o gară, o linie ferată nouă și că ar fi îngropați sub un rambleu de cale ferată, tot în zona Timișoarei. Cred că n-au primit aprobări pentru săpături. Așa că va trebui să așteptăm până vor primi aprobările, să vedem ce vor găsi. Domnul Marcel Cazacu, care la începutul anilor 90 era președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici Timiș, mi-a trimis într-un plic 20 sau 22 de certificate de deces consemnate la primăria Timișoara, la starea civilă. Și acești 22 de oameni au murit, conform documentelor, între 8 dimineața și 6 după amiază, de insuficiență cardiacă, insuficiență respiratorie, pneumonie, TBC și alte boli de genul acesta. În realitate, toate sunt semnate de același ofițer de securitate, Ion Nica. Și deci acești oameni și-au dat întâlnire la Timișoara și au murit în aceeași zi de boli despre care v-am vorbit. În realitate, au făcut TBC și pneumonie, probabil că era glonțul prea rece. Ei au fost împușcați. Și culmea cinismului se găsește o corespondență între șeful securității Timiș, de pe vremea aceea, era un ungur, și directorul închisorii Gherla, pentru că erau și deținuți de la Gherla, în care directorul închisorii Gherla îi cere șefului de securitate de la Timiș să îi trimită zeghele celor împușcați la Timiș pentru că erau pe inventar. Deci acei oameni n-au avut dreptul nici măcar la o amărâtă de zeghe să o aibă pe ei când intrau în pământ. I-au aruncat goi. După ce că i-aruncau un grop comune neștiute de nimeni, unde nimeni nu putea să se ducă să aprindă o lumânare, măcar la aiut, se cunoștea, era râpa robilor. S-a săpat, s-au găsit oase, a izvorât mir din ele. Despre ăștia nu se știe nimic. Totul este o poveste, o nebuloasă, vine unul, mai spune un amănunt care se contrazice cu alaltuia. Nici măcar nu găsim în documentele de securitate aceste lucruri. Pentru că și aceste documente au fost întocmite așa cum au fost întocmite tot de către ei. Așa cum dacă iei documentele de la Pitești și le citești numai pe ele, fără să asculți pe mărturisitorii care au trecut prin Pitești, o să spui că oamenii aceștia au înnebunit la un moment dat și au început să se bată între ei. Uite așa, de amorul arte, hai să vedem cine este mai puternic. Și ne batem între noi și ne chinuim și ne jignim și ne călcăm în picioare pentru că vrem să arătăm cine este mai puternic. Nu este adevărat.
Ce este însă de reținut este faptul că toți ca unul, cei care au supraviețuit, indiferent dacă închisoarea a fost mai blândă sau mai crâncenă, dacă au stat numai în celular sau au fost trimiși la stuf, în delta, la cărat piatră și așa mai departe, toți ca unul, vă spun, au spus că dacă au supraviețuit și au reușit să treacă această mare de suferință, nu o să spun deznădejde, pentru că nu și are locul deznădejde, au făcut-o prin rugăciune și printr-o credință extraordinară în Dumnezeu. Și vreau să vă spun că niciunul nu a ieșit din închisoare necredincios. Credința era absolut modul lor de viață. Cei care n-au avut credință au suferit de boli psihice, în cele mai dese cazuri. N-au putut suporta detenția, foamea, frigul și claustrarea. Deci, dincolo de zidurile închisorii, Dumnezeu a fost alături de ei, iar majoritatea au știut să-L caute și să-L păstreze în suflet și să ajungă cu Iisus Hristos acasă, unde au început o viață nouă, după anii de temniță. Au trăit atât cât le-a dat Dumnezeu și au murit creștinește. Ce este și mai interesant, și n-am înțeles, la începutul anilor 90, când îi auzeam pe foștii deținuți politic, că spuneau că nu-și urăsc călăie, eram mirată. Spuneam, nu e posibil așa ceva, cum adică? Ăla te călca în picioare și tu nu-l urăști? Este absolut împotriva firii umane. Nu era împotriva firii umane, numai că eu nu înțelegeam atunci că cel care crede în Dumnezeu și care este convins că Dumnezeu l-a readus în lume, nu poate să urască. Iată deci de ce vorbim despre sfinții închisorilor. Pentru că au suferit enorm. Dumnezeu i-a ajutat ca suferința să se transforme în nestemată, sufletul lor să fie plin de iubire și de înțelegere, să nu aibă un dram de ură în suflet și să accepte totul ca un dat, nu ca o fatalitate. Pentru că numai de fatalism nu pot fi acuzați acești oameni. Nu e fatalism. Ci este pur și simplu acceptarea acestei odisei prin care i-a trecut bunul Dumnezeu. De ce? Numai El știe și probabil că marea majoritate care au plecat acolo sus, au aflat acolo de ce. E adevărat că suferința ne înnobilează. Suferința te face mai bun, mai înțelegător, cu o deschidere mult mai mare spre iubirea aproapelui tău. În egală măsură însă, de foarte multe ori mă întreb, oare între acești oameni nu au existat oameni care n-au putut accepta că au fost arestați pe nedrept? Oameni care au plâns
pentru familiile lor, pentru copiilor mici care au rămas acasă. Oameni care n-au știut niciodată când le-au murit părinții sau soțiile sau copiii, că au fost fel de fel de cazuri. Oare acești oameni, mă gândesc la cei din trenul fantomă, că așa s-a numit acel minunat tren, au plecat chiar toți spunând, facă-se voia ta, Doamne. Nu știu, poate este o blasfemie acest gând al meu. Dar mă întreb, pentru că omenește este să ai un moment când să urăști, să ai un moment când să nu-ți accepti soarta și să spui de ce tocmai eu, de ce trebuie să plătesc așa, pentru că nu am făcut altceva decât să-L iubesc pe Dumnezeu și să-mi iubesc neamul, să nu doresc să-L las să fie strivit și călcat în picioare de șenila și de cizma rusească. Mi se pare firesc să fie așa. Mi se pare firesc ca unii dintre ei să fi plecat blestemând. Și atunci m-am gândit că ar trebui să facem niște slujbe de iertarea păcatelor, lor, niște slujbe care să înceapă cu înmormântarea lor. Și am reușit să fac una la Constanța, unde am găsit înțelegerea arhiepiscopului de acolo. Și acolo am găsit, numai pe Constanța, 480 de nume. Probabil că or fi mai mulți, dar 480 am găsit în documente. Și aș vrea să vă vorbesc puțin despre situația familiilor. Și întotdeauna m-am întrebat, cui a fost mai greu? Celor din închisoare sau celor de afară? Pentru că celor de afară le-a fost cumplit de greu. Și știu cum era. Venea preceptorul și bătea numai la ușile noastre, să ne ia ce, că nu mai aveam nimic. V-am spus, trăiam din mila publică. Iar rudele noastre care vroiau să ne dea de mâncare, așa, veneau prin curtea vecinului să ne dea prin fereastra care dădea în curtea vecinului să ne dea ceva ca să nu fie văzuți că intră în curtea noastră. Pentru că atunci riscau să facă pușcărie. Copiii erau marginalizați. Am suferit ca un câine. Eram în clasa a doua și trebuia să fiu făcută pionieră. Și pentru că erau fică de bandit, nu m-au făcut pionieră. Și cred că eram singura sau cu încă vreo doi care chiar nu învățau deloc. Și eu eram premianta clasei și nu m-au făcut pionieră. Nu vă spun cât am suferit. Pentru că mă simțeam marginalizată, mă simțeam paria, mă simțeam în afara colectivului meu, în afara colegilor mei, în afara prietenilor mei. Cumplit a fost. Mi-amintesc că era o fetiță care într-o zi m-a împins de la rând și a spus, tu să te duci să stai la coada rândului, că ești fică de partizan. Ce-o fi vorbit acasă la ea? Ce-or fi vorbit părinții? Ce-o... Nu știu ce a fost în capul ei, dar știu că am fost șocată și m-am dus. M-am dus la urma, ultima la rând, pentru că așa mi-a spus ea, pentru că eu eram fică de partizan și nu aveam drepturile pe care le aveau ceilalți copii. La sfârșit de an aveam media 10, dar nu primeam premiu pentru că eram fică de partizan. De Crăciun li se dădea de Moș Gerilă, li se dădea tuturor câte un pachet de la CAP, mie nu-mi dădea nimeni nimic pentru că eu nu aveam dreptul. Deci, vă spun, pentru un copil, aceste lucruri pot
afecta psihicul copilului în mod absolut iremediabil. De ce nu mi s-a întâmplat? Probabil că tot Dumnezeu a dorit să fiu puternică și să nu fiu îngenunchiată. După aceea, mi-amintesc că s-a făcut o comisie de tutelă, că dădeam examen de admitere la liceu, mă chema Puiu și numele sărea în ochi și puteam să fiu tăiată de pe lista admișilor. Și atunci, familia, sora tatălui meu care mă creștea, m-a și înfiat ca să-mi schimbe numele. Și așa trăiau toți copiii și toate familiile care aveau bărbați închiși. Situația nu a fost mai bună nici după 64, pentru că cei care au ieșit din închisorile comuniste au fost obligați să semneze, înainte de a ieși de pe poarta închisorii, au fost obligați să semneze angajament cu securitatea. Și nimeni nu spune lucrurilor pe nume, se spune cum i-au șantajat, cum i-au obligat să o facă. Și mi-amintesc cazul unui foarte bun prieten al unchiului meu, care era chemat aproape lună de lună la securitate să dea informații despre prietenii lui. Și el spunea, m-am întâlnit și am vorbit despre faptul că pe mine mă doare genunchiul și pe el cotul, că plouă sau nu plouă și așa mai departe. Și n-a mai suportat acest lucru și s-a aruncat de la etaj într-un an. Și n-a murit. Și a rupt doar un picior. A venit salvarea, l-a luat și pe drum spre spital, salvarea este angajată într-un accident rutier și el moare în salvare. Deci Dumnezeu n-a vrut nici să-i prelungească chinul, dar nici nu l-a lăsat să-și ia viața. Știm cu toții că este un păcat groaznic pentru ortodoxi, sinuciderea. Iată deci cum Dumnezeu a lucrat mereu și mereu și mereu. Iar astăzi, dragii mei, România, țara asta pentru care veacuri la rând, oameni care au iubit-o, care au venerat-o și au dat viața pentru ea, astăzi nu mai plânge cu lacrimi, nu mai plânge cu sânge. Plânge cu lacrimile de mir ale oaselor ultimilor noștri eroi, cei din temnițele comuniste. Pe 19 mai am asistat la modul în care a izvorât din racla aceea și după aceea din toate moaștele care erau pe masă, curgea mirul. Curgea efectiv. Iar osul acela pe care îl vedeți ieșit din raclă era cald. Trăia. Nu ne rămâne decât să luăm putere de la ei, să luăm exemplu, să ne iubim țara, bineînțeles că nu cere nimeni sacrificii, ci fermitate. Și dacă veți fi ferm și vă veți iubi țara așa cum au iubit-o ei, dacă vă veți lua modele din rândurile lor, atunci, cu siguranță, țara aceasta va avea un alt viitor. Totul însă, cu rugăciune și cu cerință de la Dumnezeu să ne fie alături și să ne ajute să spălăm această țară de ateism, de neomarxism care este absolut înfiorător,
e mai rău decât marxismul, pentru că ne va distruge copiii. Și să încercăm, e convingerea mea, nu poate să fie a tuturor, dar eu cred că educația în acest moment nu se poate face nici în școală, nici în familie, ci lângă biserică. Trebuie obligată biserica cumva să reînceapă construcția de școli în biserici. Ar fi îngrozitor de multe lucruri de spus și despre viața celor de afară și despre cum erau urmăriți de securitate, despre preoții care erau umiliți, despre familiile batjocorite. Multe, multe lucruri, dar dacă doriți să le aflați, aveți atâta literatură de specialitate încât puteți găsi singuri. Noi, cei care mai suntem și mai putem vorbi despre acea perioadă îngrozitoare, nu putem decât să vă trezim curiozitatea. Și vreau să vă mai spun că duminică se fac 80 de ani de când elita legionară a fost împușcată tot noaptea și ei au fost înmormântați apoi în cimitirul de la Predeal. Dacă veți putea să ajungeți, să aprindeți acolo o lumânare, pentru că se va face un tedeum acolo, puteți să o faceți. Merită acest minim efort să aprindeți o lumânare și să nu vă jenați niciodată să-i venerați și să spuneți că legionarii, într-adevăr, au fost, poate fi, cei mai de ispravă ai acestei țări în perioada interbelică. Să nu vă fie nici teamă, nici jenă. Jenă nu aveți de ce, dacă veți citi, vă veți da seama că n-are de ce să vă fie jenă. Teamă, dacă sunteți mulți și fermi, nimeni nu vă poate face absolut nimic. Eu întotdeauna am spus că eu, dacă vor să pună în aplicare acea minunată lege 217, eu le stau la dispoziție. Vă pot închide. Poate, dacă mi-e destinul să închei viața acolo unde am început-o, așa să fie, dar eu personal nu voi tăcea niciodată și voi vorbi despre frumusețea acestor oameni, despre credința în Dumnezeu și despre imensa dragoste de țară. Pentru ei nu a contat nimic, nici familia, nici viața lor, nici tinerețea lor, au sacrificat totul pentru dragostea de Dumnezeu și dragostea de neam și țară. Cuvinte care în ultimii ani s-au golit de sens, dar să încercăm să le reumplem, pentru că altfel existența noastră nu are sens. Dacă ne dezrădăcinăm în propria noastră țară și ne simțim străini, atunci chiar nu merităm nimic. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Dragii mei, scumpii mei și iubiții mei, iată ne-am mai întâlnit așa și sufletul meu îi trece în Brașov, că nu ne disparte distanța, răsara dintre noi. Dragostea dumneavoastră care mă încălzește, îmi dă pinte, îmi dă puteri. Dacă am mai făcut încă un drum, l-am făcut ca să nu mai vâslesc, să mai bucur pe careva. Și bucuria pe care o sunt eu în suflet, vreau să o dau și altora. Că dacă nu este bucurie în tine, nu poți să o dai altuia. Doamna a vorbit, mi-a răspărit multe, am ascultat-o cu mare drag
așa, și eu, ce să mai vorbesc, tăcerea lor, cu care am băut-o în pahar, la ger, la plajut, cine a trecut pe acolo, a trecut din iad în iad. Și vorbește mai mult decât cuvintele mele și a noastre. Pentru că eu regret când am rămas cu dânsii acolo, pentru că și văd acum, în 30 de ani, sunt mai grei ca timpul prigoanei. Prigoana mă încălza. Mi-aduc aminte la locul de muncă cu domnul Mâncilor Gătoru în 86, când a scăpat de închisoare ultima dată, m-a dat cu domnul Mâncilor Gătoru. Și de ziua Sfintei Cruci n-a ieșit nimeni la treabă. Deci era comunist în plin al lui Ceaușescu. Așa n-a ieșit la treabă nimeni. Așa și m-a scos la muncă să-mi dea lezele cu roșie de 40 grame pentru fabrica de conserve, 40 grame. La, da, de ziua Crucii. De ziua Crucii am fost călugărit, de ziua Crucii m-a scos acolo la muncă. Și am căzut jos mort. Și președinta colectivului care e în spatele meu acum, ăsta ce trebuie dus în Siberia să termine cu credința lui și cu prostii lui. Iată că e tânăr, a căzut în paralizie la pat acum și s-a cerut iertare. Doamne, de atunci v-am iertat. Pentru că pentru dumneavoastră mi-ați completat. Suferința a născut sentimentul religios în sânul bisericii noastre. Fiecare spune că crede, dumneavoastră credeți în Dumnezeu, sigur. Dar dacă ar veni o prigoană, așa, o credință neîncercată, nu știu, nu este credință. A venit pe la mine preasfințitul Casiar. A văzut interviurile, ziare pe alt. Și a venit cu el în buzunar, părinte, am venit să-i văd. După 30 de ani m-a văzut. Cine este dumnealui? Că m-a descoperit cum a descoperit Mântuitorul Piatra, Îngerul, că a înviat și călugărul și hastru, așa. S-a îngenunchiat, avea în Sfintele Moaște, datele alea când coasim. Răca rotundă, dă-ți răca rotundă. Datele încoasim. Și le aveam pe Sfânta Masă la mine acolo, că să știți, omul sfințește locul. Închisori, s-a sfințit locul. Și le aveam acolo. A îngenunchiat preasfințitul în genunchea lor și a făcut o extenie așa de frumoasă în cuvintele lui. M-a îmbrățișat și am acolo pictat pe preasfințitul Nicolae Popovici, pe părintele Arseni Boca, pe părintele Ioan și maica Mihaela, secretara mănăstirii de la Vadimbrești. A îngenunchiat în fața lor și a cerut oarecum milă de la ei. Deci, dragii mei, tăcerea lor, dragostea lor, vorbește mai mult ca vorbirea lor, muțenia lor, dragostea lor, sunt românii noștri care am fruntat întunericul celor fără Dumnezeu. Am avut o conversație de la Tecuci până în București cu un doctor stomatolog. Așa mi-a scos tot din inima mea și tot apartamentul a ascultat. Și că părinții, eu sunt la despărțire, mi-au dat adresa stomatolog și am o ședință aici în București. Parcă așa am zis, Doamne, nu vreau să preamărit, să vreau preamărit eu, să fie preamărit Dumnezeu și Sfinții care am fruntat întunericul cel. Mi-aduc aminte de un adventist. Unii eram, ne-au izolat de toate coloniile și ne-a băgat pe noi toți, ortodox, baptist, greco-catolicul, roma-catolicul, jehoviști, oastea Domnului, călugări, episcop, ne-a băgat într-un dormitor că ploua prin el, în Saivane. Și aveam un locotenent a Eloaie, locotenent de securitate, a căzut pe bec, a trădat securitatea. Și era șef de cameră. Și un preot de-a nostru a dus ca să ne reabiliteze, o a dus Biblia Hazliai, care o știți, s-a citit-o, a dus-o să o citească. S-a luat-o un preot să o citească. I-a luat-o de mână preotului și a băgat-o în foc.
Acolo nu aveam lemne. Dar când venim de la Colorei, 12 km, 12 întors, fiecare câte o sursică se aduna. Și băgam în sop acolo. Și am băgat Biblia acolo. A venit acest locotenent, șef de cameră, și a scos o mână dimineață, sunteți spânzurați. Dragii mei, n-am pățit nimic. Doar a făcut o caricatură așa, că sperăm de Sfânta Scriptură. Frica năinește. În Sfânta Scriptura noastră, care nu este o carte, este un soare rupt din soare, care cuprinde totul, este cu neputință de bătut. Așa? Frică și nu vor intra în Părăția Dumnezeu. Nu mi-a fost frică. S-a dus camarazii mei. Așa mai suntem câțiva scheroziți pe corul, pe corul. Așa? Și iată-mă că mi-a întărit credința. Chiar am scris acolo pe perete. Așa? La urmă. Din doile care am mâncat, mă sunt mai tare, mai bărbat. N-a reușit să mă înconvoie, chiar dacă eram prin fii, prin ploaie. Mai tânăr, verde sunt acum și crucea îmi duc al meu trup. O găsesc prin internet, am dat-o prin, așa, prin cărți, așa, și deci sunt tânăr de ce? Pentru că dumneavoastră îmi dați tinereță. Vă iau pe fiecare așa, cu cât drag mă ascultați. Dragostea voastră, dragostea dumneavoastră, uitați, noapte m-am pregătit ca să viu încoace pe București. La ora 10 mă pomenesc cu un creștin, cu o doamnă, părinte, ți-am găsit cartea cu câteva cuvinte acolo și am tras-o la Xerox și am vrut să-i văd, să-i cunosc. Băi, omule, zic eu, mă îndimneață, plec la București, mă las, mă odihnesc, era ora 10. Așa, părinte, dacă vă odihniți, numai bine mă sună cetățeanul care a zis să mă duc la București, să viu la Teacuci ca să iau trenul, părinte, nu te mai pot lua, cam pe cineva. Zic, nu-i nimic. Domnul Sfânt, părinte, te duc eu la gară, părinte. Eu din Focșan, te duc eu la gară. Deci, Îngerul Domnului străjește în prejurul meu. Este o rugăciune foarte frumoasă. Bine voi cuvânta pe Domnul toată vremea. Lauda lui va fi pură în gura mea. Cu Domnul se vă rădă să auză și ei plâns să veselească. Slăviți pe Domnul cu mine, să înălțăm numele Domnului împreună. Am căutat pe Domnul și m-a auzit și în toate necazurile m-a izbăvit. Îngerul Domnului străjește în prejurul celor să se teme dânsul și din toate necazurile scapă. Gustați și vedeți că bun este Domnul. Fericit de omul care nădăjduiește în Domnul. Temeți-vă de Domnul tot Sfintei Lui, că nimic nu lipsește celor ce se tem de dânsul. Bogații au sărăcit și au înfrământat în țepe acolo. Aceste rugăciuni s-au învățat în închisori, în temniță, în suferință. Sunt reviste, sunt cărți, sunt învățăturile bisericii. La biserică se vând, le pune cu oala cu lapte. Și dacă întreabă pe cineva care se căsătoresc, sigur trebuie să cânt Tatăl nostru a crezut. Nu știe să zică. Români de-a noștri, creștinii noștri, ne-am dobităcit 40 de ani țara noastră, dar au triumfat prin martirii care s-au dat aici, în România noastră. Dacă săpăm în delta Dunării, acolo, sunt moaște acolo. 80.000 au fost târviți acolo. Moaște, mi-aduc aminte de un preot din Vaslui. Părinte, cine a trecut prin Pitești, prin Jelava, era cu unghiile scoase, cu nasul tăiet, cu urechile tăiete, așa? Și că mă simt că mă duc dincolo, nu cred că mi-ai văd familia, așa? Și a murit acolo, e martir. E martirul neamul nostru românesc. Eu simt puterea lor, mă rug la ei, îi simt. Frații mei, îmi dă putere. Să nu vă repădați de biserică. Biserica este întemeiată pe temelia Sfintelor Apostoli. Așa. Acum sunt multe învălmășări. Care mai de care? Dacă noi nu ne facem datoria cum trebuie, așa, atunci omul caută apa, caută viața. Omul este în căutare. Așa. Și dacă nu găsește la noi în biserică, o ia razna. La adventiști, la sectanți, la baptiști, la evangeliști, și duc așa. Și eu am patru preoți în comun acolo și îi îmbărbătesc. Părinte, fiți demni, nu obosiți, nu osteniți în evangelizarea omului. Vine din Jehoviștii să ne evangelizeze pe noi din poartă în poartă, așa, din comuna noastră, care sunt 4.000 de locuitori, din păcate nu avem niciunul. Toți sunt ortodoxi. Sunt
25 de mai din comuna mea și 40 de călugări care au îmbrățat viața asta monahală. Și am stat la proții, la grainițele porții de a mă apăra biserica. Oricare a venit așa, fugă pe ei. Așa. Nu mi-e frică. Acolo, în fața bisericii noastre, v-am mai fost noi, s-a făcut o discotecă. Tulburare mare în biserică. Nu mai era. Acolo. Și atunci preotul, nu pot să vorbească, mi-e frică. Părinte, frică răinește. Vorbește mă ta, zic, eu vorbesc că nu mi-e frică. Și dacă mă duc înapoi? Sfântul Vasile cel Mare, când a venit împăratul, te duc în Sărgion, acolo Dumnezeu, îți iau viața, cu atât mai mult mai apropiu Dumnezeu, îți iau avere, n-am decât traita cu cărți, cu mine. Așa, ce să-mi ia mie, zic? Așa, n-am nici, eu vă am pe dumneavoastră. Am sufletele dumneavoastră, căldura, ferbintea dumneavoastră, dragostea dumneavoastră, cu cât dragoste mă iubiți. Când pui capul pe pernă, așa, toți sunteți în sufletul meu. Sufletul este mare. Așa, și-am vorbit. Nu se cade acest om creștin să facă această discotecă aici în fața bisericii. Au închis-o pe luni de zile și au devenit ea. M-a bătut. Mi-a dat cu piciorul în operație, s-a operat pe burtă, că acolo, în anchetele care le-a venit el, a închetat pe masă. Cu burta la pământ și te călca pe burtă, spune ce-ai fost afară. Și a dat cu piciorul și mi-a rupt praporul. Dragii mei, nu l-am dat în judecată, pentru că noi trebuie să iubim. Prin iubire câștigăm totul. Deci de Dumnezeu este... Acolo, la votul călugărești, ni se spune, că vei răbda. Ori de unde ai venit crucea, da, cinstite, părinte. Vei fi bătut, scuipat, vei răbda, da, cinstite, părinte. Așa. Deci, la o luni de zile, acest om care a dat cu piciorul, l-a călcat o mașină și are tijă acum. Și a venit la biserică și că mă iert. Dar cum să nu te iert? Așa. Și cu piciorul care i-a dat, și l-a luat Dumnezeu. Eu m-am vindecat, sunt sănătos, sunt bine, și l-a luat calea bisericii. Nu trebuie să înfruntăm. Aveți dușmani. Dușmanii cei mai apropiați îngeri al lui Dumnezeu care te ridică din pulberea pământului, te apropie de Dumnezeu. Cum pot eu să blastăm securitatea că m-a băgat? Nu, trăiește, v-am mai povestit, în tecuci. Mitruț, Ibănescu, așa trăiește, e privatizat, are de acum și el 90 de ani. Are fata secretară acolo, că sunt cos de topor, mai mișcă încă coada șopârlului. Vedeți cât de greu, așa ne le face, să le face țara noastră românească. De asta nu ne merge bine, așa? Și l-am iertat, i-a dat lacrimile, din inimă. Așa sunt dumneavoastră. Pe care aveți, pe care știți, așa, iertați din inimă. Nu vă plângeți de suferință. Că de unde vine, de la tată, de la mamă, de la soră, din biserică, de unde vine, nu. Nu trebuie să alegem. Mântuitorul ne-a dat pildă de învățământ. A venit, s-a născut în cel mai umilit lăcaș, în este de obitoacea. A bătut la ușa unui evreu. Și spune, bate aici, că era ușile, era tablele legii puse pe poartă. Și spune, Iosefe, bate aici, poate se apropie nașterea mea. Ce fac? Și bate. Și iese o slujnică. Și spune așa, nu putem să-i primim, pentru că rabinul nostru studiază venirea lui Mesia. Du-te, mână Iosef, mână. În altă parte, la fel, până omul, a ajuns în iesele doi pe toate. N-avem scuze noi. Toată viața lui a fost focărit. S-a dus în Egipt, a stat câțiva ani în Egipt, din țara lui, așa. Și nu putem să facem noi că suferim. Pe inima s-a lumos, părinte, am cutare. Dar suferim, noi suferim pentru păcatele noastre, Mântuitorul a suferit pentru păcatele noastre, așa, din răscumpere, l-a trimis pe Dumnezeu din cer, așa, du-te acolo, fiule. Dureros este că astăzi este prigonit, Mântuitorul. Să mă iertați, este prigonit. Din Parlament, de prin școli, de prin armată și câteodată chiar din biserică este prigonit. Și este, zărfește și moare în fiecare zi pentru noi în junie.
și stăm departe, stăm de păstători. Iubiți biserica, iubiți preoții așa cum sunt ei. Iar când s-a îmbrăcat în veșminte, nu mai este el, este Hristos. Ea este un martur. Mărturisiți-o, nu căutați minuni, nu că alergați în dreapta și în stânga, minunea aceea este mai mare, să ne schimbăm viața noastră. Să fim cei mai apropiați, cei mai calți. Că Dumnezeu a recrutat din păcătoși, din curvari, din lepădători, a recrutat sfinți. Din cei 12 apostoli, Ioan Evanghelistul, care a fost cel mai curat, prietenul Mântuitorul, care i-a spus cine este care vrea să te vândă. Și i-a spus, cel care întinge mâna cu blind acum, acela este. Așa. I-a făcut cu cruce neagră. Iar apostolul Petru, apostolul Pavel, care s-a lepădat, care a prigonit biserica cu cruce, și ea mărturisă mai cu foc. Ăștia mărturisă mai cu foc. Deci, să vă rugați pentru mine să păstrez focul ăsta dumnezeiesc, scânteia asta dumnezească, să vă aprindă și dumneavoastră. Că spuneți Sfinții Părinți, cum va fi veacul de apoi? Păi cum va să fie? Călugării vor fi ca niște cărbuni strâns în vatră, dar pentru dânsii vor fi unii care ne vor depăși pe noi. Și adevărat este, ca să lupți, amintă, așa spune călugărul în mijlocul lumei, este ca un pește, ca un pește uscat. Nu e adevărat. Pentru mine, dumneavoastră sunteți baia care pot înnota și mă primeriți din zânze. Și nu vreau să cedez cu capul pe pernă. Că veni va vremea. Citiți Sfânta Scriptură la capitolul 2, Tesaloniceni. Spune acolo, Anticrist va veni în chipul luminii. Încă e tăinuit acum, când se va arăta pe față, va face mari revaje. Și atunci să vedem, fraților, atunci să vedem cum răbdăm. Vă că sunteți tineret aici, așa, cum răbdăm. Nu vă uitați la chinurile care sunt. Sfânta mare muceriță Ecaterina, când a dat-o pe roată și a dus cei mai mari înțelepți, trebuie să i-a câștigat ea. Dumneavoastră, eu am suferința, am câștigat acolo închisoare niște suflete. Nu eu, Dumnezeu. Că așa sunt Sfântul Arsenie Boca. Veți fi duși, măi, din mănăstiri, veți fi duși în temniți și temniți se pot transforma în catrădare. Așa a fost. Catrădare a fost. S-a salvat oameni. Părinții mei adoptei, a botezat un evreu. S-a făcut sfinț din evrednicia mea. Și eu era doi băieți care vrea să treacă granița, așa, și i-au condamnat 18 ani. Așa, se adunau mucuri de țigare, de pe acadret, de pe urină, mai băieți, mai vreți să câștigați pâine, vreți? Și le-am învățat. Când scăpăm, ne facem călugări. Băi, să o faceți măcar bun creștin. Sunt călugări acum, părintele Ioanici de la Frăsănei, m-am întâlnit cu domnul, acolo câte îmbrățișare am avut, câte bucurii. Pot spune, așa, după atâția ani, o întâlnire, așa. Părintele Alexandru, la Mănăstirea Călugăra, la Timișoara, m-am întâlnit cu el. O ajustare de mănăstiri, așa. Deci, iată roadele. Alții i-am salvat, vrea să spânzure, că nu mai scăpăm. Omule, nu te spânzura că scăpăm. Scăpăm. A fost o șernere de la Dumnezeu. A fost o curățire. Dar Dumnezeu, de ce? Pentru că Dumnezeu iubește țara românească. Că spune undeva, spunea Părintea Sfântului Boca, o, poporul meu ales, nu știți ce vă așteaptă. A venit peste noi, sește foame, dumneavoastră, atâta hordele de ruși care a venit în țară, trecând, mă întreba, eram și eu copilandă, mai este mult până în Germania, până în Berlin, mai este, zic. A făcut revajul mare, așa, a dus. Și iată, am împins cu coanele și în dreapta și în stânga și acum la prorocul Daniel spune acolo, când a venit Arhanghelul Mihail și Gavril, îi spune, zică, Daniele, sunt două mari puteri, țapul și cu perdei cu suvoroara la vremea de apoi. Și a vrut să scrie Daniel, că nu, e pentru timp îndepărtat, nu e pentru nici fiii tăi. Fericiți vor fi aceia când vor ajunge, când jertfa necurmată va înceta. Să știți că va înceta. Va înceta. Ați proroșii lui Anticrist acum, merg în chipul luminii,
În timpul omenii vine delicat, cu cruci, cu biserici, cu clădiri, și dărâmă mii de biserici vii. Stadioanele pline, bufetele pline, închisorile pline de tineriți, spitalele pline de fel de, fel de boli, divorțurile, fel de fel. Se vede cam cum mergem noi creștinii ortodoxi. M-a învrednit și Dumnezeu de am fost Dumnealui, m-a dus, nu s-o cuntesc decât un înger, de asta am zis că știa îngerul Domnului să juiește împrejurul celor să se demnânsul din toate necazurile scapă. Vă fericit, este un înger, că Dumnezeu vine printre oameni, prin oameni, nu vine direct, nu putem să vedem fața lui Dumnezeu, dar Dumnezeu lucrează prin oameni. De ce? Iubiți-vă, eu vreau, mă retrag spre sfârșit, să nu închei, doar fac o parateză, așa, când mi-a dat puteri, viață lungă și am primit 89 prin 3 septembrie anii. 88, părinte, 88. 88, 88 prin 3 septembrie, merg pe 89. Așa. Vreau să trăiesc încă pe atâta. Dacă pentru folosul și pentru zidirea poporului meu pe care îl iubesc ca pe ochii mei. Eu v-aș da și ochii mei, v-aș da și putea, dar nu pot. Fac ca Sfântul Apostol Pavel, zic că care temnul n-a fost Sfântul Apostol Pavel? Unde n-a fost? Cum a murit? Tăi, s-a tăiat capul în Roma. Așa și eu zic, în care temniță n-am fost? Gherla, Jlava, Aiud, Poarta Albă, Văcărești. La Pitești, din păcate, n-am trecut acolo. Focșani, era acolo un Focșani, și că Focșani era. Să vă spun ceva, când mi-a răspărit Doamna ceva. Pe noi călugării, că să păstrăm secretele, ne-a scos la magazia de efecte care au murit la canal. Să le împachetăm prin de păduci, prin proteze de aur, proteze cu tașina, să le împachetăm și era dintre noi un călugăr pictor și le puneam eticheta unde. Și dureri pe cea familie când se metea pachetele acasă, ca ce-a dat. Câte dureri, așa de împachetat. Mii de pachete, era un magazin de 500 de metri prin de efectele de la canal care a fost omorât. Așa, amestecat cu pământul, așa. Și așa, dragii mei, rugați-vă și pentru mine să mai dea Dumnezeu viață ca să pot, dacă nu trăiesc pentru dumneavoastră și trăiesc mai pentru mine, acum să mă șteargă Dumnezeu din cartea Lui. Dar vreau să trăiesc pentru dumneavoastră, îmi dau viața pentru dumneavoastră, iar dumneavoastră s-o dați pentru Hristos. Totdeauna în vecii vecilor. Amin. Și mai spun ceva. Aceste moaște mi l-a dat Domnul Daniel, așa, să le port la mine. Și nepoata mea a paralizat-o cu o lună mai înainte. Și m-am dus cu aceste moaște, că-i gard de gard cu mine acolo, și când le-a sărutat, nu le-a sărutat așa, a făcut așa. S-a sculat din pat la sărut. Și acum când am plecat, băi, mărioară, zic, mă duc, nu mai aduci moaștele alea, uleac, e la marginea patului, mănâncă singură, înțelegi, mână au mai mișcă oleacă, deci, și așa că noi în Ortodoxie avem Sfintele Moaște făcătoare de minuni. Fac minuni. În închisoare, repet, la mea de cărbune am lucrat. De Paști, de Crăciun, dar de ziua ei nu am lucrat. M-a băgat la carceră. La ora 10, bate în ușă ofițorul care știu ceva, zic, ce? A carbonizat o parte din ei. Și am zis cu vreodată, dacă scap de aici, direct la tine. Așa am făcut, am scăpat, direct la ea m-am dus. Părinte Ioanescu a venit ori din închisoare, nu vedea. L-a dus din mână, tatălui, e preot, a murit de 90 de ani și o lună. Așa? Și când a pus părintele capul pic cu viața Paraschiva, părintele a văzut. Deci, dragii mei, în ortodoxia noastră avem moaște, avem oameni sfinți, avem moaște, cine se roagă cu credință se vindecă. Și sufletește, și trupește. Dumnezeu și Maicuța Domnului și toți ființii care s-au săvârșit
prin lagările comuniste, care este cu neputință de a le spune, de a le grăi, prin ce s-a trecut blestemata de securitate, care a făcut atâtea nenorociri, așa? Să închei cu asta. Dumnezeule, iartă-i ca să ne ierte și nouă, pentru că ne-a întărit credința că dacă nu erau ei, nu era focul părintele Valerian aici și altora și aceste moaște aici, ca să le cinstim cu toată dragostea. Să închei cu o cântare pe care am plecat pe drumul ăsta, aveam 17 ani. Am plecat cu ea, o cântare, și n-o uit. Și o cântam și în celuri. Ah, cât mă simțesc de bine când e Domnul lângă mine și cu El trăiesc. Însă ce zale mă pasă când mă depărțesc de acasă, când îl părăsesc. Atunci ca pământul când îl bate mereu vântul și este cetos. De aceea, frățioare, ca și cerbii la izvoare, eu alerg mereu. Și de la flutele iară, o frumoasă primăvară e în sufletul meu. Doamne, mai am o dorință și ți-o cer cu umilință, auzi ruga mea. Vreau cât voi trăi în lume, totdeauna să pot spune, fă-i voia ta. Vreau cât voi trăi în lume, totdeauna se pot spune, fie voia ta. Închisoarea a fost ca în paradis. No. Crede-mă. Mă duc la biserică, cânt, dar viu mai gol. Nu mă pot încărca așa cum m-am încărcat acolo în temniță. Dar merge așa. Prin biserică ne botezăm, prin botez ne împărtășim, prin biserică ne cununăm, prin biserică ne mormântăm și prin biserică suntem treguți dincolo. Și vă dau ceva ca să fiți documentați. Sfântul Antonie mergea, Sfântul Macari, mergea pe-n pustie. S-a găsit o căpățână de om. Și a izbit-o cu piciorul. Fii cu tine, de unde ești? Și căpățânea a vorbit. Ce sunt păgân, m-am închinat la idoli, dar când vă rugați voi, ne vedem unii cu alții. Și că mare mângâieri este. Când ne vedem măcar. Și că asta vă este mângâierea voastră, că vă da. Și că preotul are un mare rol la proscovedie când se roagă. Așa. Deci nu mai este el. Este Hristos care se întâlnește. Nu vă lipsiți de ei, luați mărturisirea cât de des, împărtășirea cât de des, așa, ca să vă puteți îndumnezei. Că spune acolo la mulțumiri. Trupul tău cel sfânt, Doamne Iisus Hristos, să-mi fie mir pe viața de veci și scump sângele tău pe atară păcatelor. Să-mi fie împărtășirea aceasta, bucurii, sănătate, veselii. El a înfricoșat a dreapta trudecată, învrednicește-mă pe mine păcătosul și păcătoasa să stăm de-a dreapta slavii tale. Pentru rugăciunile Sfinților Tătăi, miluiește-ne pe noi. Deci, împărtășește-mă cât de des. Cât de des. Vremurile sunt cumpte. Prețuiți timpul. Cât mai este ziul, că vine noaptea. Vedem ce este. Vedem ce este în lumea întreagă. Uragane, cutremuri, furtuni, cufundări, alunecări. Destrăbălările care n-au fost decât în lumea, curvia, destrăbălarea, e pe față. Priveam la undeva, părinte, vrei să vezi ceva? Da, mă duc așa prin America, nu știu unde, așa, cu peile goale, bărbați și fete pe biciclete, cu peile goale complet, câtă nerușinare. Păi așa, așa era, acum 80 de ani, o fată a noastră în comună a greșit, nu mai ieșit din casă de rușine, s-a dus rușinea. Păcatul este cinstea, cinstea este rușinea. Fiți deni, învățați-vă copiii, nepoții, bune mergeți. Așa că puțin a luat, de-o toată frământătura. Nu vă uitați că sunteți puțini.
Dumnezeu are de grijă. Cu 12 apostoli simți de cărturari, pescari, am creștinat omenirea. Dumnezeu și-o măicuța Domnului și toți Sfinții Martini să vă binecuvânteze, să vă ajute și rugați-vă și pentru mine totdeauna în veci. Amin. Vă mărturisesc că începutul acestei conferințe a fost poate cel mai trist din toate conferințele pe care le-am ținut în viața mea. Și pentru faptul că venim spre voi, părintele s-a făcut foarte, foarte rău. Nu știu dacă ați văzut, dacă ne-am scos fețele de masă dintr-o pungă, părintele a ținut punga ca să vomite. Nu, părinte, stai jos, că eu mă simt tânăr. Bine, stai. Nu ridică-te că faci dezinfecție. Deci părintele se simțea rău, a trebuit să oprim mașina și mă gândeam ce cuvânt o să spună. Și eram stânjenit și din alt motiv, pentru că doamna Zoe Rădulescu tocmai vorbise cu duhovnicul ei să vorbească duminică la biserică și mă gândeam că dacă o să-i fie rău, s-ar putea să se gândească, vai, de ce a insistat oricum Danion să vorbească părintele și noi la biserică? Și mă gândeam că acum e momentul să vorbească părintele. Deci voi nu vă dați seama cum era un sfert doar înainte să deschidă gura. Ne-mi spusese chiar mai, știți, eu cred că nu o să mai vorbesc, o să zic la sfârșit câteva cuvinte. Și în primele secunde, cum a deschis gura, doamna Rădulescu a zâmbit și mi-am dat seama că era de zâmbit, că, domnule, într-adevăr, e puterea asta care i-a întărit în închisoare, îi întărește și acum. Da. Dar eram ca împăratul care cu unul crede, cu unul plânge, pentru că plângeam gândindu-mă că o să-i fie rău părintele și nu o să vorbească. Și mai mulți părinți și la Sfântul Munte mi-au zis, du-l peste tot, înregistrează-l tot timpul, pune-l, scoate-l așa la lumină și mă gândeam că vin aici și tace. Dar jumătate de față se bucura. De ce? Pentru că era prima oară în viața mea când, dați-vă seama, noi ne aflăm acum ca într-o poveste. Suntem lângă fica lui Traian Trifan, unul dintre cei mai mari sfinți ai închisorilor. Suntem lângă fica lui Gugu Puiu, unul dintre cei mai mari eroi ai neamului românesc. Suntem lângă părintele Valerian încă în viață, așa că n-ar rost să spunem alte cuvinte, și lângă atâtea sfinte moaște. Deci dați-vă seama cum rânduiește Dumnezeu, că în România secolului 21, cu atâtea tensiuni, nenorociri, fără de legi, care mai de care, noi avem istoria lângă noi, înțelegeți? Sunt ca niște flori, trebuie să întindem mâna și să le culegem. Părinte, vă rog din suflet să stați jos. Hai. Așa. Hai, mă protejați. Păi altfel îmi scurtez cuvântul că sta destul în picioare. Deci, vă mărturisesc că eu trăiesc o poveste de când l-am cunoscut pe părintele Valerian. Unii poate ați fost și data trecută și l-ați auzit și atunci unele lucruri l-a repetat. Pe mine, eu l-am auzit zicând poate de 5-10 ori unele lucruri și m-a întrebat, dar nu te-ai plictisit? Și vă mărturisesc că nu m-am plictisit pentru că, deși le știu, pe mine nu mă interesează frazele respective, ci viața din spatele lor. Adică, pur și simplu, părintele îmi dă putere și l-am cunoscut când. Vreau să fac un film despre Sfinții Închisorilor. Încerc la 9:30 să termin cuvântul meu, dar până atunci am să vă spun ce am pe suflet. Și ducându-mă să iau binecuvântare pentru filmul respectiv, aveam o poveste întreagă, dar îmi lipsa culmea al doilea personaj important. Un fost deținut politic. Pentru că mă gândeam, zic, băi, care să-mi fie model? Pentru că cine i-a cunoscut? Și pe părintele Ilie Cătușe, și pe părintele Calciu, și pe părintele Iustin Pârvu. Cine i-a cunoscut? Nu știam pe niciunul care să-i strângă. Și mă duc să iau binecuvântare și părintele tocmai pleca de acolo. Eu aveam racla aceea mare și zic, părintelui necunoscut, nu vreți să vă închinați? El se închină și zice, ăștia sunt frații mei. Cu ei am pătimit, cu părintele Cătușu, cu părintele Calciu, cu părintele Iustin. Mie nu venea să cred. Zic, părinte, mâine am o conferință la Piatra Neamț, la Târgu Jiu. Veniți cu mine? A vorbit cu cei care l-au dus să răda. A venit. Și fiind alături de el, am rămas uimit cum a rânduit Hristos. Adică, cum a spus părintele Stăi Boga, că tot să fii trâmbița noastră, de când a început să vorbească, prin câte mănăstiri am fost cu el, prin câte oraș, oamenii au fost impresionați de puterea cuvântului lui și acum se împlinesc
Acum se împlinesc cuvintele Părintelui Arsenie, pentru că el începe cu adevărat să-L mărturisească pe Hristos. Când? Când cei care am iubit pe Părintele Arsenie Papacioc, pe Părintele Iustin Pârvu, pe Părintele Adrian Făgețeanu, pe Părintele Mihai Dobzeu, ne plângeam că s-au dus. Înțelegeți? Cam asta ne plângeam. Pentru că acum 10 ani, când țineam conferințe prin centrul universitare, ce să facem, ce să facem? Spuneam, duceți-vă la Părintele Iustin, duceți-vă la Părintele Arsenie, duceți-vă, duceți. Și acum spun, citiți-le cărțile, vedeți materialele fei, dar nu mai e același lucru. Și vă spun că pentru mine e o minune că Părintele trăiește, și nu doar că trăiește, că mai are baterii. Că l-am și întrebat, coboram în Sfântul Munte Atos din capitală, din Carie spre Iviron, pe jos, și mergea mai repede decât unii din grupul nostru. Chiar dacă e adevărat, noi îi duceam bagajele. Dar oricum, la vârsta lui, să mergi mai repede decât oameni de 30-40 de ani, e ceva. Și m-am gândit că Dumnezeu nu ne lasă. De asta, înainte de a face prezentarea cărților, cel târziu la 9:30, o să încep scurta prezentarea cărților, am să vă spun o poveste de suflet pentru mine, pentru că e povestea pe care am putut să o scriu, pentru că mi-a apărut al doilea personaj principal, Părintele Valerian. Așa că am să vorbesc despre modul în care încerc să aduc jertfa Sfinților Închisorilor în fața oamenilor de astăzi, care sunt dezinteresați, mare parte dintre ei. Și vă spun această poveste repede, cerându-vă să mă pomeniți în rugăciunile voastre, ca să pot să și scriu cum trebuie povestea pe care vă zic pe scurt. Ieri tocmai am încheiat varianta scurtă. Se cheamă Testamentul Sfinților Închisorilor. Începe cu o secvență dintr-o sală de proces în care un om urmează să fie judecat. Dar nu se dau prea multe detalii, destul de confuză secvența respectivă, și începe acum povestea propriu-zisă, în care un om, căruia pe om îl cheamă Paul Crăinic, și soția lui, Claudia, a plecat în Germania, fiind săsoaică. Știți că pe vremea lui Ceaușescu, sașii puteau să plece, erau cumpărați de statul german dintre ei și plecau. Și ea, când a plecat în Germania, nu știa că este însărcinată. L-a născut acolo pe Oscar, fiul lor. Iar personajul principal, Paul Crăinic, își dorește cu nerăbdare să primească și el pașaportul pentru a pleca în libertate și la iubita lui familie. Când este chemat să subtitreze un film, un film de propagandă comunistă, filmul se cheamă Osânditul, e chemat la premiera filmului, el lucra în cinematografie. Filmul este extraordinar, aplauze peste aplauze, dar la premieră, scenaristul filmului, care scrisese și romanul cu același titlu, e mort de tristețe, e absent, e pur și simplu, are o atitudine total nepotrivită față de momentul de bucurie, că ar fi trebuit să fie în culmea gloriei. Îi se face cunoștință lui Paul cu scenaristul respectiv, Ștefănescu, îl cheamă la masă să sărbătorească împreună, și la masă Paul află că povestea după care s-a făcut filmul este de fapt povestea unui partizan. Și omul are o dramă lăuntrică. Cum să plece el din țară după ce subtitrează un film de propagandă comunistă? Și nu că e doar un film de propagandă comunistă. E un film care falsifică istoria. Pentru că Ștefănescu ținea neapărat să se răzbune pe partizani, întrucât tatăl lui, fiind pădurar în Făgăraș, murise într-un conflict armat dintre securitate și partizani. Și rămânând fără tată la o vârstă fragedă, căutase ani de zile cum să se răzbune pe partizani. Pentru el, securiștii și comuniștii erau cei buni, partizanii erau cei rei, și acum găsise mijlocul, falsificând pur și simplu o poveste de dragoste foarte frumoasă și făcând romanul și filmul Osânditul ca o armă de promovare a comunismului. Și omul trece printr-o dramă. Eu vreau să mă duc la libertate. Dar cu ce preț mă duc la libertate? Însă își dă seama că nu are puterea să renunțe la subtitrarea respectivă. Trebuia să traducă filmul în engleză, pentru că Ceaușescu vrea să-l trimită la Oscar. Poate că știți, România a trimis multe filme la Oscar, dar în ultimii ani, înainte de 89, au renunțat să mai trimită
pentru că nu se calificam nici măcar pe lista scurtă filmele trimise. Și omul are o dramă, nu știe ce să facă, până când se întâlnește cu la lift, în locul în care locuia, cu un fost deținut politic, un părinte Valerian Olteanu, s-ar putea să o să văd ce nume de familie are, acest părinte Valerian care îl vede foarte trist, foarte frământat și spune că frica, că stresul îl poate îmbolnăvi. Și îl cheamă să stea de vorbă și omul își deschide sufletul în fața părintelui și întreabă: părinte, ce să fac? Că dacă subtitrez filmul în engleză, o să mă apese conștiința toată viața mea. Dacă nu îl subtitrez, renunț la întâlnirea cu soția și copilul, pentru că n-am să mai primesc pașaportul. Și părintele Valerian, fost deținut politic, nu-i spune nici să faci asta, nici să faci asta. Dar zice: uite, noi, de fiecare dată când am fost puși în fața unei încercări, de fiecare dată, noi am ales crucea, nu compromisul. Și părintele Valerian, din roman, îi povestește cele mai frumoase întâmplări din Patericul Închisorilor Comuniste. De mulți ani vreau să scriu Patericul Închisorilor, dar am să-l prezint pentru început în acest roman. Cu toate că Paul Krainic e fascinat de ceea ce aude, consideră că foșii deținuți politici erau din alta luat, în timp ce el nu avea stofă de martir. Și se apucă să lucreze la subtitrare. Părintele Valerian se internează în spital și moare. Înainte de a muri, părintele Valerian apucă să-i dea crucea pe care o purta la gât și să-i vorbească despre faptul că testamentul lor, testamentul sfinților închisorilor, este că te poți sfinți indiferent de greutățile și de vremurile în care trăiești. Și el îl vede pe părintele Valerian murind, numai că după moarte, fața părintului Valerian se schimbă. Eu am avut un duhovnic cu viață sfântă, despre care am tot amânat să scriu mai multe, pentru că sunt într-o situație foarte delicată. Și anume a spus că eu sunt urmașul lui duhovnicesc și e foarte delicat să scrii despre un părinte care a făcut atâtea minuni. Ei bine, acest părinte, după ce a murit, a început să-i se schimbe fața. Părintele, când vorbea, îi se făceau obrajii, îi se înroșeau așa, avea o anumită expresie. Când vorbea despre Hristos, îi se făcea fața într-un fel. Ei bine, când a murit, după moarte, a început să-i se schimbe fața exact atunci când era viu și vorbea despre Hristos. Cum să vă spun, îmi venea să strig să-i facă poze, că eu nu vreau să-i fac poze. Mi-era rușine, dar era un mort la care vedeai că se schimbă fața, ca la părintele Iosif de la Vatoped. Dacă ați văzut filmările, așa s-a întâmplat aici, numai că părintele fusese pus în sicriu. Am auzit că s-ar fi și ridicat în timpul nopții în sicriu, dar pentru că n-am văzut cu ochii mei, nu sunt convins de acest lucru. Dar făcuse multe minuni și fața lui după moarte vorbea despre Hristos. Ei bine, în romanul meu, personajul principal, văzând cum se schimbă fața părintelui, înțelege că părintele a birui moartea. Și înțelege că toți suntem chemați să biruim moartea. Chiar înainte să moară, părintele îi vorbise despre părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, pentru că predicile părintelui Calciu, cele 7 cuvinte pentru tineri, au avut să răfaimă în București ultimilor ani ai comunismului. Dar ceea ce îl șochează pe personajul principal este să afle că părintele Calciu a fost torționar. Fiți puțin atenți, că nuanța este importantă. Una e părintele Calciu, un preot, răvnitor, iubitor de Hristos, să țină 7 cuvinte împotriva comunismului și să ajungă la închisoare, după ce trecuse prin primele închisori, prima parte a vieții lui, și alta e ca un torționar care ajunge la Pitești, mâna dreaptă a lui Țurcanu și care ajunsese în închisoarea Pitești tocmai pentru a răspândi reeducarea, deci unul care fusese poreclit, diavolul, îngerul căzut cu ochii albaștri. Am mai spus asta. Asta era porecla. Îngerul căzut cu ochii albaștri. Adică, mai peșleau, dracul cu ochii albaștri. Deci unul care a clacat, unul care a fost îngenunchiat și știe ce înseamnă îngenunchierea, unul care ăsta
să ajungă să zică 7 cuvinte pentru tineri. Voi înțelegeți? Zice Sfântul Ioan Gură de Aur că darul de a răbda suferințele este mai mare decât darul de a învia morți. Păi, părintele Calciu, care fusese îngenunchiat, l-a mărturisit din nou pe Hristos. Adică, înțelegeți, unul care a fost reeducat, cap al reeducării, mâna dreaptă a lui Țurcanu, să nu se teamă. Să nu se teamă că urma să fie băgat într-un regim de detenție care putea să fie mult mai dur decât Piteștiul. Vă dați seama? E o minune. E o minune. Și minunea asta îl șochează pe Paul Crainic când o povestește bătrân, dar tot nu are puterea să-i schimbe viața. Și când moare bătrânul imediat, atunci ăsta nu mai poate trăi în compromis. Pentru că înțelege că e chiar a birui moartea. Vede pe trupul bătrânului care se moaște vii, cum a fost părintele Iustin, părintele Izvorul Mir, după moarte. Așa și bătrânul respectiv, prin sfintele lui moaște, îi vorbește. Și ăsta se duce acasă și zice, nu, n-am să predau subiectarea. Eu nu pot să mă fac părtaș la cei care falsifică istoria. Și se duce acasă hotărât să nu mai predea subtitrarea, numai că noaptea visează ceva, ultima secvență din film. Acum să vă mai spun câteva detalii, că tot încerc să scurtez povestea, dar totuși, dacă sarul noi la mântă, nu o să înțelegeți. Când s-a întâlnit cu Ștefănescu, cu autorul romanului, și acela i-a spus că, de fapt, romanul a pornit de la povestea unui partizan, că fratele meu securist a găsit un moș partizan care avea două manuscrise, i le-a confiscat, moșul a murit de inimă pe loc, un manuscris era despre politica anticomunistă, unul era povestea unui partizan. Ia manuscrisul, Ștefănescu îl schimbă, dar la întâlnirea cu cel care urma să subtitreze filmul, Ștefănescu îi mărturisește că avea coșmare în care vedea ultima secvență din film, în care personajul principal era ucis și scria vom birui, iar Ștefănescu, văzând filmul, a înțeles că dacă s-ar afla că povestea reală e despre un partizan și că el dar mutase acțiunea din anii 50 în anii 43, păstrând restul datelor, povestea de dragoste și toate celelalte, deci dacă s-ar afla că, de fapt, povestea comunistă plagiază o poveste reală, atunci toată cartea și tot filmul se poate întoarce împotriva lor, înțelegeți? Adică adevărul iese la iveală. Și asta șochează pe Ștefănescu, care și are coșmare în care vede ultima secvență din film și cel care strigă vom birui nu e comunist, ci e partizanul. Înainte de moartea părintelui Valerian, există două momente cheie. Mai întâi, personajul principal, Paul Crainic, vede o comedie tradusă de vocea aceea Irina Nistor, care poate știți traducea filmele pe casete video și care schimba uneori, în loc să folosească termeni preciși, mai rotunja așa anumite formulări, anumite expresii prea vulgare, dar alte ori, din cauza grabei cu care traducea, scăpa jocuri de cuvinte și el, văzând filmul tradus de Irina, în traducerea Irinei Nistor, înțelege cât de importantă este o subtitrare. Cum o subtitrare poate rata un film dacă e subtitrarea proastă. După care, în altă zi, tot înainte de moartea părintului Valerian, și povestea mea, paranteza mea despre această poveste se apropie de sfârșit, vede un film de arte marțiale chinezesc, dar le vede la bulgari. Și cum nu înțelege subtitrarea în limba bulgară, nu înțelege care sunt personajele bune, care sunt personajele rele. Și până la sfârșitul filmului crede că buni sunt unii și, de fapt, la sfârșitul filmului înțelege că personajele negative erau cele pe care le considera pozitive și invers. Și își dă seama că dacă un om vede un film într-o limbă străină despre care nu știe nimic, subtitrarea îi explică povestea. Și dacă, de exemplu, vede un film polițist în care într-o singură replică apare numele real al criminalului, dar schimbi replica aia și înlocuiești numele cu numele altui personaj, tot filmul se schimbă de la o replică. Înțelegeți? Deci vezi un film întreg
Și o singură dată apare menționat numele criminalului. E, dar dacă replica e, schimb numele cu altui personaj, tot modul în care ai văzut filmul se schimbă. E așa sau nu e așa? Așa e. Bun. Și după moartea părintului Valerian, când vine acasă hotărât să nu predea subtitrarea, vede și el ultima secvență din film, îl vede pe partizan murind, îl văzuse și când i se ceruse să facă subtitrarea, numai că lângă el îl visa pe Ștefănescu, pe autorul romanului. Numai că acum îl vede pe partizan murind și lângă el pe părintele Valerian. Și dacă prima oară îl visase privindu-l cu ochi, cu ochi supărați, cu mâhnire, acum îl vede pe partizan strigând vom birui cu bucurie, ca și cum ar fi în fața unor prieteni. Și atunci își dă seama că asta e cheia. Schimbă subtitrarea filmului și face dintr-un film comunist un film al rezistenței anticomuniste. Pentru că dacă văd americanii pe un ecran cum niște soldați fugăresc pe unul și îl împușcă, poți să le zici că soldații sunt securiști care fugăresc un partizan, cum era povestea reală, sau poți să le zici că ăla fugărit e ilegalistul comunist pe care îl urmărește poliția lui Antonescu. Și el are de schimbat doar câteva replici, numai cel care vede înțelege istoria așa cum e. Schimbă subtitrarea, are curajul de a face asta și își asumă că nu o să-și mai vadă nici soția, nici copilul. Știa însă doar că cel care trebuia să verifice filme, că cel care trebuia să verifice subtitrările fusese pensionat și în locul lui venise fiul unuia din partid care făcuse facultatea de filologie pe pile și care era bâtă la engleză și care aproape sigur nu va verifica subtitrarea. Deci el se bazează pe faptul că filmul are șanse să ajungă la Oscar, predă subtitrarea și aici se termină partea din carte care are ca titlu Testamentul Sfinților Închisorilor și începe învierea. Pentru că în ultima parte a cărții începe corespondența dintre el și duhovnicul părintului Valerian, care începe să-l învețe viața creștină, îl învață să se roage, etc. Sper să nu vă zic toată povestea, cert e că în lunile de tensiune în care își așteaptă pașaportul, duhovnicul părintului Valerian îl crește în viața duhovnicească, îl crește pe calea rugăciunii lui Iisus și sfârșitul e așa. Personajul principal, Paul Krainic, pleacă la familie, filmul ajunge pe lista scurtă de la Oscar, pe 19 februarie s-a dat lista scurtă, află cei de la partid și jubilează, voiește presa românească, primul film românesc calificat pe lista scurtă de la Oscar, după care a doua zi ambasadorul american la București sună la guvern și întreabă, de ce voiește presa americană? Cum ați putut trimite un film anticomunist? Pentru că așa fusese receptat și aici se încheie povestea, după care continuă procesul. Când vezi secvențele de proces de la începutul cărții, ești tentat să crezi că Paul Krainic o să fie prins de comuniști și că filmul nu o să ajungă la Oscar. Când începe procesul, îți dai seama că Paul Krainic este judecat nu în ultimii ani comunismului. Este judecat în secolul 21, la bătrânețe, pentru cărțile de mărturisire creștină pe care le-a scris. Și chiar prima carte care a fost tipărită, jurnalul lui, ultimul caiet cu povestea, cu subtitrarea, cu moartea părintele Valerian, cum l-a schimbat Sfinții Închisorilor, era prima carte care a deschis seria cărților lui, el e judecat că e incorrect politic. Și mai mult, procesul începe vrând să fie dat în vilag ca un ticălos care a inventat povestea unui partizan care nu există. Pentru că în anii 90, revenind în țară, Paul Krainic căutase să afle cine e partizanul, căutase toate poveștile din Făgăraș și nu-l găsise. Și a acuzat, domne, tu ai falsificat traducerea unui film ca să-ți faci un nume în străinătate. Ștefănescu s-a sinucis din cauza ta. Tu porți povara unui om, de ce? Ca să faci pe marele deștept care spune lucrurilor cum vrea el, dar mințind. În timpul procesului, o doamnă în culori închisă la culoare, fiica lui Ștefănescu, vine și dă textul manuscrisului. Pentru că tatăl ei nu arsese manuscrisul, cum spusese, manuscrisul se păstrase și înainte de a muri Ștefănescu scrisese pe el, a invins galilene, cum a zis Iulian Apostatul, înainte de a muri, înțelegând că a fost birit de Hristos.
Și în proces, chiar în timp ce se desfășoară procesul, el vede că partizanul pe care îl căuta nu era în Făgăraș, ci era din Haiducii Dobrogei, din grupara lui Gugu Pui, și de asta nu-l găsise. Și fiica lui Ștefănescu, dându-i manuscrisul, ajunge să-l cunoască pe erou după nume și după chip, pentru că îi vede fotografia la sfârșitul cărții. Deci am simțit nevoia și simt nevoia să dau această mărturie, pentru că eu cred că dacă noi iubim cu adevărat, o să pătimim. Adică, pe părintele Valerian Realul, acum, l-a ținut în perioada comunistă și faptul că părintele Arsenie Boca și părintele Amiovani au zis comunismul se va sfârși, o să fie o perioadă de înflorire a credinței, după care iar o să vină prigoana. Și părintele se ducea să scoată oameni din sârmă, salvându-le viețile celor care clacau, care voiau să se sinucidă, că nu mai restau din cauza torturilor, și pe unii a și reușit să-i convingă să nu se sinucidă. A avut credința aceasta puternică că fiara comunistă va cădea. Și a căzut. Numai că vremurile de prigoană se apropie. Și eu chiar mă gândeam azi, cum, când am ajuns la mănăstiri la Cornu, le povestea cuvântul Maicii Mihaela de la Vladimirești, că și dacă vor smulge hălci de carne din trupurile voastre, să nu vă lepădați. Și părintele le spunea lucrurile astea și mă gândeam că poate peste 20-30 de ani, unii o să-și aducă aminte de părintele, cum le spunea, să nu se lepe de orice s-ar întâmpla, așa cum își aduce el aminte de Maica Mihaela. Adică, dacă suntem sinceri, trebuie să ne dăm seama că această lume îl va răstigni încă o dată pe Hristos. Și trebuie să nu ne fie teamă. Pentru că ei au biruit. Ei au biruit și de asta au izvorămoaște lor de atâtea ori mir. Ei vor să ne vorbească, să înțelegem că nu au murit degeaba. Normal era ca astăzi să ne putem închina în biserică la icoana Sfântului Traian Trifan. Nu să fie o doamnă ciudată în Brașov, care a fost fiica unui reținut politic, despre care ne zic că e sfânt. Stați puțin că nu e tatăl ei. Este sfântul bisericii noastre. Noi ar trebui să-i cerem ajutorul și să-i simțim ajutorul. Pentru mine vă spun că a fost o minune văzut de părintele cum s-a schimbat. Aici când a vorbit era praf, praf, praf. Și m-am gândit, uite cum lucrează sfinții, că acum trebuiau să lucreze. Pentru că noi suntem slabi și suntem neputincioși și avem nevoie de cuvinte vii. Noi nu mai suntem la măsura la care să citim o carte și să ardă noi focul duhovnicesc. Noi ne stingem foarte repede, suntem slabi, suntem cârpe. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Noi oarecum nu mai suntem din stofa lor. Cum îi spunea un episcop, eu n-am stofă de martir, voi faceți ce vreți. Dar aveți grijă că vă paște închisoarea. Ori noi trebuie să ne vedem slăbiciunea și să zicem, Doamne, noi nu avem stofă de martir, dar fă-ne ai Tăi. Când am fost acum cu părintele în Sfântul Munte Atos, eu îmi doream de mulți ani să ajung în zona pusnicească, în cea mai aspră zonă, în care se duce mâncarea pe sfor din astea întinse, e o zonă în care se ajunge foarte greu, se trăiește și mai greu. Și în sfârșit, grupul cu care merg eu ajungea acolo. Când am auzit că vine și părintele Valerian, era imposibil să ajungă în zona aia, se merge foarte, foarte greu. Și regretam oarecum, mă gândeam, uite, o să mă duc cu părintele Valerian, el o să se folosească, el se va folosi, eu mai puțin, dar încercam să mă convinc că, lasă, asta e, acum o faci pentru aproapele tău. Dar vă mărturisesc că atâtea mângâieri duhovnicești, atâtea bucurii duhovnicești câte am avut în acest pelerinaj, nu știu dacă, am fost de vreo 15-20 de ori în Atos, nu știu dacă aș aduna la oaltă toate pelerinajele și aș pune pe cântar acest pelerinaj. Adică Dumnezeu a lucrat, cred că și pentru rugăciunile părintului Valerian, și vă spun asta ca să aveți nădejde că Hristos vrea să vină în inimile noastre. Adică să vă dați seama că Evanghelia este vie. Și să nu vă lăsați întristați și amărâți de faptul că vedeți că poate foarte mulți, chiar dintre cei care merg la biserică, trăiesc după înțelepciunea lumii acestea, sunt uscați, sunt ofiliți, morți. Să încercați să căutați în viețile sfinților, în viețile noilor mucenici și mărturisitori, în filmările care există cu sfinții secolului 20, dar și între
cei care mai supraviețuiesc, cum e Părintele Valerian, să găsiți puterea să trăiți altfel. Să știți că Hristos vrea să ne facă eroii Lui. Și e o șansă, poate. Unii, poate nu-și dau seama, mai mare chestie, că suntem cu doamna Trifan, cu doamna Rădulescu și cu un părinte bătrân care se simtea și la înainte de conferință. Dar lucrurile nu sunt întâmplătoare. Să știți că dacă părintele se apuca acum să vă dea 5.000 de euro la fiecare, sunt convins că erați foarte, foarte fericiți. Pentru că vă duceați acasă și puteați să vă uitați la ce v-a dat. 5.000 de euro, vă dați seama? 5.000 de euro! Extraordinar! E, dacă ați avea ochi, să vedeți în inimă ce ne-a dat părintele în seara asta, ați înțelege că Dumnezeu v-a întins mâna, v-a dat niște talanți pe care trebuie să-i înmulțiți, trebuie să-i folosiți. Nu sunteți foarte mulți aici. Dacă venea un fotbalist celebru sau un cântăreț celebru, bum, să stătea în picioare, să stătea și afară. Unul, dacă unul singur vrea să schimbe viața și vrea să înțeleagă că nu există mântuire fără cruce, pentru acela unul au venit aici și Sfintele Moaște, și Părintele Valerian, și Doamna Zoria Dulescu. Unul singur. Înțelegeți? Dar acest unul singur biruie lumea. Puterea noastră nu stă în număr. Părintele Arsenie Papacioc avea un cuvânt, cred că unii îl știți. Și când sunt singur, suntem prea mulți. Acum, cuvântul ăsta îl pot zice oamenii mândri, oamenii siguri pe ei, mamă ce tare sunt, mă rup în scheme, îmi fac icoană singur și gata. Numai că Părintele Arsenie Papacioc îl spunea în alt duh. Și când sunt singur, eu sunt singur cu Hristos. Suntem prea mulți. Pentru că sunt zeci și sute de mii de sfinți, de îngeri, alături de noi. Deci dați-vă seama, numai acum aici sunt atâtea sfinți alături de voi. Să mă uit la ceas, mai am 4 minute în care voi încheia și încep repede prezentarea cărților. E bine, pentru că ei sunt alături de noi, trebuie să fim și noi alături de ei. E ca o poveste de dragoste. Eu nu găsesc o altă comparație mai potrivită pentru legătura dintre noi și sfinți decât dragostea dintre soț și soție. Așa cum ne iubim soțiile, soții, copiii, așa trebuie să iubim pe sfinți, așa trebuie să ne simțim ai lor. Și dacă vom fi ai lor, atunci doamna Traian Trifan trebuie să ne invidieze. Că o să zic, ia uite mă, eu sunt fata tatălui meu și ei sunt mai fii ai tatălui meu decât sunt eu. Să nu vă supărați pe mine. Dar în realitate, la asta suntem chemați. Doamna Zoe Rădulescu trebuie să ne invidieze și să zică, băi, ăștia au inimi de haiduci și sunt mai ai tatălui meu decât sunt eu. Ei pe toți, sfinții închisorilor, dar și eroi neamului, vor să ne înfieze. Cum zicea Radu Gir, cred în sfinți, dar și în voinici. Cred în flori și în cremeni, căci tăcuții mucenici, cu haiducii și gemeni. Încheie aici. Vreau să adaug ceva. Da, zi. Vedeți dumneavoastră, totul se leagă, toată viața noastră, toate lucrurile din jurul nostru, se leagă de Hristos, se leagă de Dumnezeu. Nimic nu este întâmplător în această viață. Îmi amintesc, în copilăria mea, bunica, mama tatălui meu, se închina lui Dumnezeu și îi mulțumea că eu m-am născut fată și nu băiat ca să seamăn cu tata. Deci, ca fată, aveam alt tip de manifestare decât dacă aș fi fost băiat și bărbat ulterior. Eu, la rândul meu, am avut o fică și o am să-mi trăiască. Dar fiica mea s-a căsătorit un om care habar nu a avut despre mișcarea legionară, despre haiducii Dobrogei, despre mișcarea de rezistență. Iar astăzi acest om face tabere de supraviețuire în numele eroilor
din rezistența anticomunistă. Deci Dumnezeu le-a trimis acest om în familie ca să ducă mai departe, ca bărbat, duhul lui Gogu Puiu. Mie mi se pare absolut fantastic acest lucru. Absolut fantastic. Iată că totul este rânduit de Dumnezeu la timpul pe care El îl alege, când și cum este decizia Lui. Orice am zice, tot acolo ajungem. Iar ei sunt vii. Ne aud, ne vorbesc. Când se supără pe noi, racla aceea nu mai miroase a mir. Când consideră că merităm să ne acorde acest privilegiu, miroase din nou a mir sau se umezește acel os. Eu sunt foarte des aproape de acea raclă și vreau să vă spun că sunt niște schimbări absolut minunate în relația lor cu noi. Important este să vedem aceste minuni și să nu le considerăm coincidențe, întâmplări. Nu există așa ceva. Nu există. Iar puterea ne-o dă Dumnezeu. Noi nu avem niciun merit. Nu noi suntem puternici, că suntem noi grozavi. Nu. Ne vine de acolo, de sus. Zoe, te mai rog să zici un lucru. Cu cei 10 ani de viață de prelungirea vieții ceruți în rugăciune cu ruda ta care trebuia să trăiască până la 70 de ani și... O să vedeți de ce, că se leagă de prezentarea cărților pe care o fac. E vorba de tatăl meu adoptiv, soțul surorii tatălui meu, care m-a și crescut. Un om credincios, dar credincios normal. Ieșit din comun. Dar o credință din aceea, zdravănă și bine, bine așezată. Și n-avea 30 de ani, era un cadrilater. A visat într-o noapte că s-a dus cu Maica Domnului la Iisus Hristos. El avea în mână o coală de cerere, exprimarea îi aparține, și a cerut Mântuitorului să-i spună câți ani va trăi. Și Mântuitorul i-a scris pe coala de cerere 75. Toată lumea râdea, făcea glume cu privire la faptul că Dumnezeu, Iisus Hristos i-a spus câți ani va trăi, el își vedea de ale lui, el știa că el va trăi 75 de ani. În închisoare nu i-a fost teamă că va muri, pentru că știa că are aprobare de la Iisus Hristos să trăiască 75 de ani. Dragilor, în anul în care împlinea 75 de ani, într-o după-amiază, s-a trezit din somn, se culca după-amiaza, cu hemoragie meningee. A făcut-o în somn. A stat acasă 11 zile, pentru că doctorița nu chema salvarea, în sfârșit chestii de tehnică medicală sau de incompetență. Cert este că în a 11-a zi am reușit să-l internez în spital. Era într-o luni, marți m-am dus, era la fel de legumă ca și luni. Și miercuri m-am dus seara, deschid ușa de la salon, el întoarce capul spre ușă și zice: "He, am știut eu că o să vii să mă vezi în seara asta, nu se putea să nu vii." Și am fost șocată, auzindu-l vorbind atât de coerent. Mă duc, îl îmbrățișez, mă bucuram, normal, că e bine. Și zice: "De câte zile sunt bolnav?" Zic: "Astăzi e a 13-a zi." A, zice, era coada acolo. De asta m-am întârziat așa de mult. Și m-am gândit, zic, a luat-o pe arătură, probabil că am avut și expresia la fel. Și zice: "Stai liniștită," zice, "nu, sunt bine," zice, "cu mintea, n-am, nu deraiez." Dar zice: "Mai știi visul meu din cadrilater?" Și bineînțeles că am început să râd, zic, bineînțeles că îl știu. Ei, zice, acum m-am dus la Maica Domnului și am rugat-o să meargă cu mine la Iisus Hristos. Și Maica Domnului a acceptat să meargă
Dar, zice, era foarte multă lume. Și acolo, chiar dacă ești însoțit de Maica Domnului, nu poți să treci peste rând. Ce, și am stat și am așteptat. Și uite, zice, au trecut 13 zile. Zic, și ce ai făcut acolo? Ce, când am ajuns în fața lui Iisus, i-am spus, Doamne, eu 10 ani nu i-am trăit, că am fost în temniță. Deci nu e corect ca să mă lași să mor la 75 de ani. A zis, deci ai negociat puțin, dar la... cu Iisus Hristos. Da, zice, da. Iisus, zice, s-a uitat la mine, a zâmbit, a șters 75 de ani, a tăiat 75, zice, și mi-a scris 80. A zis, nici ca el, nici ca tine. În sfârșit, a ieșit fără sechele după această boală. În anul în care împlinea 80 de ani, a căzut și a făcut o fractură de col femural de gradul 4. În 7 săptămâni a murit, dar eu am avut impresia că a început osul să se sudeze și l-am dus la Gigea la recuperări. Când m-am dus să-l văd, mi-am dat seama că nu mai are mult, deja vedea nu știu ce păsări, nu știu ce chestii pe sus. L-am adus acasă și am adus preotul să-l împărtășească. Și a refuzat împărtășania, spunând, nu acum, părinte. Și o ținea într-una, nu acum, părinte. Am ieșit din cameră, ne-a dat afară preotul din cameră, au rămas ei doi și la un moment dat iese preotul și zice... Nici o problemă, am rezolvat. Și el era șocat că tata nu acceptă împărtășania și spovedania dinaintea plecării. Nu știu cum a decurs spovedania. Cert este... nu acum, părinte, peste 2 săptămâni. Era, nu acum, peste 2 săptămâni. Ce au vorbit, s-au înțeles, l-a împărtășit, toate au fost bune și frumoase. Vreau să vă spun că a murit exact peste 2 săptămâni, zi în zi. Am venit de la școală, nu mai era nimeni în casă, de obicei el avea foarte multe nepoate și toate stăteau acolo ca să nu rămână singur. M-am dus, zic, hai să-ți dau puțin compot că e cam cald astăzi. A deschis ochii, s-a uitat la mine, a dat din cap că nu vrea. Eu totuși i-am umezit puțin buzele și l-am mângâiat și zic, mușule, uite, piciorul ți-a trecut, o să te faci bine, o să... Și s-a uitat așa la mine, a încercat să zâmbească, i-a curs o lacrimă, numai dintr-un singur ochi, o lacrimă, și a făcut... Și aia a fost. Dar a murit zi în zi după 2 săptămâni. Deci, ca și când toată viața lui era pusă în palma lui, scrisă de undeva de sus, el nu făcea altceva decât să citească ceea ce îi se scrisese. Da. Pentru că ora este târzie, am să încerc să fac în 3 minute prezentarea de carte. Și pentru din temnițe pe Sinaxare și pentru Ava Iustin Purgu mărturii amintiri minunți, citind chiar cuvintele părintelui Iustin Purgu. Dacă eu am să fac o dezgropăminte la una din mănăstirile noastre, nu cred că am șansa să găsesc osemintele pe care le găsesc la Aiud sau la Gherla sau la Pitești. Acolo, dacă dai cu târnăcopul, la câțiva centimetri sub pământ, dai de oseminte sfinte, frumoase, galbene. E semnul sfințeniei, fiindcă au ajuns acolo, în acele cimitire nevăzute, neștiute, prin suferință, prin jertfă. Și mai zice părintele Iustin, necanonizarea noilor martiri ține de nerespectarea dogmelor și învățăturilor Bisericii Hristos, care și-a luat jertfele cele mai plăcute ale neamului. Nu sunt împotriva sfinților noștri de altă dată, dar vreau să spun că avem această perioadă în istorie cu care ne putem duce în fața lui Dumnezeu cu icoanele acestor martiri din tot cuprinsul țării, din toate pușcăriile, martiri care împlinesc toate condițiile canonice necesare unei canonizări. Și alături de Sfintele Moaște, vedeți acolo și o icoană, anul acesta la Iași,
pe 19 martie n-ai zvorit mir numai din Sfintele Moaște, după ce ai zvorit mir din Sfintele Moaște, ai zvorit mir și dintr-o icoană mare a Părintelui Stim Pârvunii, poate ați văzut filmarea, și apoi din această icoană ai zvorit mir din Părintele Iustin și din Valeriu Gafencu. Din câți sfinți sunt acolo, ai zvorit mir din Părintele Iustin și din Valeriu Gafencu. De ce? Arătând că ei sunt împreună în fața lui Dumnezeu și sunt împreună ca să ne ajute și să ne ocrotească. Părintele Iustin zice așa, luați moaștele astea, se referea la racle pe care ziceam la Iași, și ele o să vorbească mai mult decât voi. Așa că e cazul să închei, mulțumindu-vă că ați fost alături de noi și chemându-vă să vă închinați la Sfintele Moaște. Părinte, un cuvânt de încheiere și gata. Un cuvânt de încheiere, plec mai sănătos, cum am zis, că mi-a dat aripi, sufletele s-a curat și dorni și mântuirii. Așa, se plec așa ca un vultur, un munte așa puternic. Și mi-a dat pinte să urc dealul fără de legilor. Să am și un cuvânt că mă așteaptă ca pe pâine caldă alții acolo să le povestesc. Cum a fost, părinte? Cum așa? Deci aceste cuvinte care le-ați citit, dar părinte, le-am citit și eu. Am avut cartea, le-am citit. Deci, eu sunt slab. N-am nimic bun, dar mă străduiesc ca pentru dumneavoastră să-mi înnoiesc eu sufletul, să-mi dați aripi ca să pot bura către cele înalte, așa cum a spus Părintele Arsenie Boacaci, că faceți-vă vulturi și subțiați-vă trupul prin post rugăciuni ca să puteți bura către cele înalte. Nimic izbinute din viața aceasta trecătoare, totul este vie ca să urcăm acest munți ai necredinței. Și sunt fericit, plec, așa, nu am cuvinte pentru că ne vorbește ei. Și așa cum ei n-au murit. Îmi spune cineva aseară că am stat de vorbă că părinții, dar n-au murit nici Părintele Iustin, nici Părintele Ioan, nici Părintele Martin, nici Maica Mihaela, că vorbește prin cineva. Și vorbește. Dacă voi veți tăcea, îmi spune, petrele vor striga. Și ei mi-ajută de acolo, ei îmi dă putere, că eram terminat când vineam acum. Am fost amecut, n-am putut să vorbesc puțin așa, am acolo și zic, n-am să pot vorbi nimic, zic, doar vă dau dumneavoastră, doar două, trei cuvinte. Iată că Dumnezeu, dacă v-aș vorbi toată viața, că cuvântul Dumnezeu nu are sfârșit, toate au sfârșit, tot, și păcatul are sfârșit, și îmbuibarea are sfârșit, așa, numai cuvintele tare, cum spune la începutul cărții, numai cuvintele tale, Doamne, sfârșit nu are. Cât de dulci sunt cuvintele tale, Doamne, pentru gâtlejul meu, tu mai dulci ca merea și fagurul. Întru ce v-a îndreptat în rucă asta? Numai povățit de cuvântul tău, Doamne. Deci, dumneavoastră, mi-ați întărit sufletul. V-ați folosit poate mai puțin. Dar eu m-am folosit foarte mult din dragostea dumneavoastră și plec îmbuibat de Dumnezeu. Credeți-mă, plec îmbuibat. S-a dus și osteneala, s-a dus și obosala, s-a dus și pichistara, s-a dus și voma, s-a dus tot. Cu Dumnezeu a dat aripi ca să pot bura cărnat. Vă las cu măicuța Domnului. Deci o rugăciune de închiere. Da. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfinților, noi mucenici și mărturisitori, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi în aceste vremuri de grea încercare. Aveți grijă de tot clerul și de tot poporul binecredincios. Nu îngăduiți ca dușmanul mântuirii noastre să cotropească pământul sufletelor noastre prin rătăciri și patim de tot felul. Ajutați-ne să punem iară și iară început bun mântuirii noastre. Fiți călăuzitori ai noștri pe calea mântuirii, povățuindu-ne prin părinții noștri duhovnici. Fiți sprijinitori ai celor care vor să lepede înțelepciunea acestei lumi și să dobândească înțelepciunea cea adevărată. Fiți întăritori ai celor care din pricina fricii se feresc să dea mărturia cea bună. Ridicați pe cei căzuți în groapa păcatelor, celor bolnavi, ușurați-le suferințele, celor necăjiți, dați-le cele de trebuință. Voi care ați răbdat foamea și setea și frigul, și arșița și golătatea, ați primit de la Dumnezeu darul de a-i mângâia pe cei aflați în nevoi de tot felul. Vrem să vedem lucrarea voastră în viețile noastre, vrem să fim marturi ai mijlocirii voastre minunate. Îmblânziți-i pe cei care și acum vă prigonesc, potoliți-i pe cei care și acum vă defaimă. Rugați-vă lui Dumnezeu să răspândească în tot locul mărturia despre pătimirea și sfințenia voastră.
Dați-ne putere Sfinților să mergem pe urmele voastre, ca să fim cu adevărat urmașii rugăciunilor voastre. Ajutați-ne să zugrăvim în inimile noastre icoanele voastre și să vă lăudăm până în ceasul din urmă al vieții noastre. Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce ai păzit pe cei zvei tineri și pe Daniel în cuptorul cel de foc, Cel ce ai întărit pe mărturisitorii ultimei prigoane să dea mărturia cea bună în fața prigonitorilor, primește această rugăciune a noastră, sădește Hristoase Dumnezeule jertfa lor ca o sămânță pe pământul inimile noastre, să fie această sămânță aducătoare de roadă bună, să ne fie nouă spre început bun mântuirii și dătătoare de curajul mărturisirii adevărului în fața celor care îl bagiocoresc. Fă, Doamne, ca pilda lor să nu fie dată uitării, ci din ea să se hrănească fiii bisericii celei drept slăvitoare. Fă ca virtuțile și jertfa lor să mustre nevia și negrija noastră și să primim această mustrare spre îndreptarea noastră. Ceruta oarecând Sfânta Maria Magdalena trupul tău zicând grădinarului, Doamne, spune-mi unde l-ai pus și eu îl voi lua. Tot așa noi cădem înaintea ta rugându-ne ție cu nădejdea că ne vei ierta îndrăzneala și nu vei trece cu vederea cererea noastră. Doamne, arată-ne nouă locurile în care se află sfintele moaște ale mărturisitorilor tăi, ca aflându-le să le cinstim cu evlavie. Și dacă din pricina păcatelor noastre nu am fost vrednici să ne închinăm lor, ne rugăm ție cu zdrobire de inimă, Doamne, să nu lași sfintele moaște ale robilor tăi să zacă în uitare, ci scoate-le la lumină pentru a primi închinarea cuvenită, ca închinându-ne cu evlavie să ne putem bucura și de cinstirea lor în biserica ta, după cum li se cuvine, împreună cu acestor de sfinți, mucenici și mucenițe, și împreună cu ei să-ți aducem slavă, cinste și închinăciune ție Dumnezeului celui întreg melodat, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează. Sfințește-o cu mică, învrednicește-ne, Doamne, în noaptea aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat, Doamne, Dumnezeu, Părinte, slăudat să preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, imediat asta noi, precum am nădăjit noi de Tine. Binecuvântat, Doamne, învață-mă în dreptele Tale. Binecuvântat, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptare Tale. Binecuvântat, ești Sfinte, luminează-mă cu îndreptare Tale. Doamne, mila Ta este în veac. Lucrurile în mâinilor Tale nu Te-ți cuvedere. Ce-ți cuvine laudă? Ce-ți cuvine laudă? Ce-ți cuvine cântare? Ce-ți cuvine slavă la Tatălui și Fiului și Sfântul Duh, acum și pururea și în vieții vieților. Amin. Cuvenți cu adevărat să Te ferestim pe Tine, Născătoare, Dumnezeu, cea pururea ferestă, prea nevinovată și Maica Dumnezeul nostru, ceea ce ești mai cinstit decât cherovim și mai mărit fără de asemănare, ca fiecare frate căciune. Pe Dumnezeu cuvântul ne-a pe Tine cea cu adevărată, Născătoare, de Dumnezeu mărim. Doamne Iisus Hristos, Maica prea curată, cu rugăciune tuturor Sfinților, cu rugăciune Sfântului Slăvitului și întotdeauna tot apostol, cu rugăciune Sfântului Ioan Botezătorul, cu rugăciune Sfântului Apostol Petru și Pavel, cu rugăciune cuvioasă Parastiva, cu rugăciune Sfântii Muceniții Firoftea, Varvara, Ecaterina, martirii, toți care s-au jertfit pentru libertatea noastră și cu toți Sfinții care îi noi astăzi, miluiți-ne, tămăduiți-ne totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mă iertați, nu mai pot pronunța bine cuvintele. Mi-a dat toate măsările jos prin securitate, mi s-a rupt amrădășinile, nu pot mai pune nici placă, nici dantură, mi-a spus la spitalul militar, că tot măcelarul este bolnav. Dar am pe Aron aici, care, așa eu o să fiu un moise, dâns un Aron, care îmi prelungește mâinile dânsul, așa care vă explică mai multe. Așa că Dumnezeu să o binecuvânteze. Plec, dar eu plec cu trupul. Rămân cu sufletul, v-am băgat în sufletul meu cel mai strălucit, orice al inimii, că văd jertfa dumneavoastră, obosala dumneavoastră, ostenerea dumneavoastră, râvna dumneavoastră, văd că este râvne pentru Dumnezeu. Râvniți cele bune, că Dumnezeu ne dă. Totdeauna în veci. Amin. Puteți să veniți să vă închinați.